Bună ziua tuturor, începem ședința comună. Am rugămintea, dacă se poate, să facem un pic de liniște, în așa fel încât să putem ține ședința. Ca de obicei, avem 7 comisii prezente, de la Camera Deputaților, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, iar de la Senat, Comisia Juridică de Numiri, Disciplină, Imunități și Validări. Bun venit, vă rog să luați loc. Comisia pentru Constituționalitate, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții și Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitatea de Șanse, Culte și Minorități. Avem un singur punct pe ordinea de zi, audierea domnului Cătălin Marian Predoiu, propus ministru al Justiției. După cum v-a fost transmis în avans, atât calendarul ședințelor de audieri, cât și ora propusă cu toate detaliile necesare. Da, domnul Kazanciuc, vă rog. Doamne, scuze, stimați colegi, o chestiune de procedură, pentru că la prima audiere a domnului Predoiu, domnia s-a făcut o plădoarie pentru transparență și dialog, v-aș ruga să suspendăm ședința pentru 30 de minute, o oră, și să rugăm pe domnul Predoiu să ne aducă avizele emise de Ministerul Justiției pentru cele 25 de ordonanțe din ședința din 4 februarie, ședința cunoscută drept Noaptea Fantomelor. 30 de minute sau o oră, ca să știm ce votăm. Domnul senator, o secundă, că aveți un colegi deputat tot de la PNL. Da, domnul deputat Anuachi, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați anunțat, conform procedurilor regulamentare, care este ordinea de zi a acestei ședințe. Avem și pe ecrane. Nu are nicio relevanță ceea ce a solicitat colegul nostru, pe care de consecință cred că nici măcar nu poate fi supusă la vot și nici luată în discuție această problemă de procedură. Mulțumesc. Dar nu cred că domnule Predoiu e treabă de transparență. Imediat, domnul senator. E o propunere, discutăm. Domnul deputat Selian Ion, doamna senator Gorghiu după aceea. Avem ocazia astăzi să-i adresăm întrebări domnului ministru și dacă dorim putem să-i adresăm întrebări chiar referitoare la acele avize. Să oprim ședința pentru a aduce forma scrisă a avizelor, mi se pare exagerat. Adică ne-am strâns cu toții aici, avem posibilitatea să primim acele răspunsuri. Mie mi se pare că e interes public, dar cum apreciați? Solicitare. Bun, doamna senator Gorghiu și după aia domnul deputat și ministru Cătălin Predoiu. Stimați colegi, eu mă aștept să fie niște audieri cu circ, pentru că am văzut ziua de ieri cum a funcționat, dar v-aș ruga, stimate președinte care prezidați această ședință, să o țineți în termenii stabiliți de birourile permanente reunite. Calendarul este acesta, ora la care am început este cea stabilită de conducerea Parlamentului și o să vă rog să invitați pe toți colegii care simt nevoia să vadă avize la ordonanțe, punct de vedere de la guvern, către camera la care au fost depuse ordonanțele, sunt toate chiar la camera numită Senat, de unde domnul Kazanciuc face parte și le poate studia cu atenție acolo, ca să nu bruiem audierile de astăzi, indiferent de deznodământ, cred că avem cu toții nevoia să auzim informații serioase și de substanță din partea ministrului și mai departe spectacolul facem în afară. Vă mulțumesc! N-am nimic împotrivă ca eu să decid ce pun la vot și ce nu, dacă mi-acordați o asemenea încredere, dar sunt obligat de procedură să ascult toți colegii, mai ales când solicită cuvântul pe chestiuni de procedură asupra cărora ne putem pronunța, fără a prezuma că asta înseamnă neapărat circ sau o formă de perturbare a ședințelor. Domnul ministru și deputat Cătălin Predoiu, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Domnule senator, în continuare susțin transparența în exercitarea funcțiilor publice, dar fac apel și la calitatea noastră de fost ministru al Justiției să luați act de următoarele. Avizele trimise de Ministerul Justiției inițiatorilor proiectelor de ordonanță de urgență sunt la Secretariatul General și la inițiatori, cu tot cu observațiile aferente care au fost incluse în proiectele de acte normative. Prin urmare, este și imposibil pentru Ministerul Justiției să vi le pună la dispoziție
fiind și în posesia altor instituții care au beneficiat de ele și care eventual v-ar putea face răspundere la întrebarea dumneavoastră, și ar fi și inutil pentru că o parte din observații, cel puțin, au fost incluse în proiectele de ordonanță. Prin urmare, chiar dacă citiți avizul acum, el nu mai are relevanță pentru că a fost valorificat în procesul dezbaterilor din ședința de guvern. Așa cum se întâmplă în toate ședințele de guvern, cum bine știți. Pe de altă parte, este bine că ați ridicat acest subiect, pentru că Ministerul Justiției începe să fie pus într-o situație foarte delicată. Și noastră, poate mai mult decât alți colegi, înțelegeți bine acest lucru, fiindcă aceste avize ridică o serie de probleme juridice, de principiu. La orice ședință de guvern, la orice act normativ. Ați făcut-o și dumneavoastră, sunt sigur, în nenumărate avize pe care le-ați emis. A examina doar problema invocată, fără a ține cont și de modul în care a fost soluționată și de contraargumentele care s-au adus, ar putea induce ideea greșită în opinia publică, că un act normativ a rămas într-o formă deficitară sau chiar că s-ar putea face speculații pe această temă. Deci, în general, avizele emise de Ministerul Justiției este o bază de discuție până la finalizarea adoptarea actului normativ. Deci ar fi oarecum nerelevant să citiți doar avizul. Și, cred eu, ar fi și contraproductiv pentru activitatea Ministerului de Justiție. Ne confruntăm în ultima perioadă cu foarte multe cereri făcute pe teme ilegal, e adevărat, să comunicăm tot felul de avize. Repet, unele au un caracter delicat pentru că ridică probleme de drept care ulterior sunt soluționate. Cel care privește comunicarea de la Ministerul Justiției poate să tragă concluzia că problema de drept a rămas în suspensie. De aceea, cred că doamna senator Gorghiu are perfectă dreptate. Ceea ce trebuie examinat în orice împrejurare, numai în cazul de față, este forma finală a actului care este în monitor oficial. Și pentru acolo, pentru această etapă, sunt alte pârghii, proceduri care pot cenzura un act normativ, chiar și după adoptare. Sesizarea avocatului poporului, în instanță, Curtea Constituțională și așa mai departe. Deci, haideți să nu creăm un precedent care, după părerea mea, este inutil, nu face decât să blocheze activitatea Ministerului Justiției și nu servește nici informării opiniei publice, că de aici am plecat, de la transparență. Dimpotrivă, s-ar putea să fie contraproductiv pentru că induce idei care nu mai sunt în legătură cu realitatea. Sigur că vă pot sta la dispoziție cu întrebări, cum a spus și domnul deputat Stelian Ion, și lucrurile se pot lămuri ușor. Mulțumesc, domnul ministru. Vreau să fac următoarele precizări. Probabil, eu nu neg buna dumneavoastră credință și disponibilitatea totală de a respecta toate procedurile legale, dar pe ordonanțele pe care le-am avut, spre exemplu, astăzi, în dezbatere la Comisia Juridică, pe niciuna nu apărea contrasemnătura Ministrului Justiției, în niciuna nu se făcea referire la avizul Ministerului Justiției, mai ales în condițiile în care era vorba și de ordonanță privind organizarea și desfășurarea alegerilor. De aceea eu sunt convins că un exemplar al avizelor comunicate instituțiilor inițiatoare și guvernului există și la Ministerul Justiției, iar întrebarea nu este lipsită de relevanță în contextul în care un fost coleg de-al dumneavoastră de partid, nu știu, poate mai e coleg de-al dumneavoastră de partid, Tudor Chioariu, fost ministru al Justiției, a primit o condamnare de 3 ani cu suspendare tocmai pentru că a avizat un proiect de act normativ al guvernului împotriva avizului dat de compartimentul de specialitate din minister. De aceea nu văd de ce ar fi atât de complicat să ni se comunice care a fost punctul de vedere al Ministerului Justiției, tot în logica transparenței. Alminteri, bineînțeles că dumneavoastră puteți decide să nu furnizați aceste informații. Ele nu se găsesc la dispoziția Parlamentului. De-aia, probabil că domnul senator Cazanciuc a făcut această solicitare. Repet, nici în cuprinsul actelor normative nu se face trimitere, nu se face referire la punctul de vedere al Ministrului Justiției, nici pe actele normative nu ați contrasemnat, în condițiile în care, nemai existând un ministru pentru relația cu Parlamentul, care în mod tradițional avea printre atribuții și contrasemnătura pe toate proiectele de ordonanță de urgență sub aspectul conformității constituționale cu ipoteza urgenței, a cărei reglementare nu poate fi amânată, eram curios dacă dumneavoastră ați avizat aceste ordonanțe de urgență
și care ar fi fost punctul de vedere al Ministrului Justiției. Imediat vă dau cuvântul, l-a solicitat domnul senator Cazanciuc înaintea dumneavoastră. Vă rog, domnule. Da, ultima intervenție. Elaborarea și avizarea actului normativ reprezintă o componentă importantă a Ministerului Justiției și recunosc că am apreciat foarte mult intervenția dumneavoastră în cadrul ședinței de guvern, în care a spus foarte clar că nu putem să emitem ordonanțe de urgență în anumite domenii de activitate, mai ales în preajma alegerilor. Acesta a fost sensul intervenției mele, încurajat, cum spuneam, de prima audiere în care ați pledat pentru transparență și dialog între instituții. Mulțumesc. Bun, domnule de pe doi, vă rog. Da. Repet, domnule senator Cazanciuc, apreciez întrebarea noastră, nu atacă niciun fel rațiunea pentru care ați ridicat-o, doar am vrut să precizez că, potrivit reglementărilor cu privire la propunerea, elaborarea și adoptarea actelor normative la nivelul guvernului, avizele Ministerului Justiției merg la Secretariatul General și la inițiatori și sunt emise strict în această procedură pentru beneficiile acelor inițiatori, respectiv Secretariatul General. De aceea Ministerul Justiției este și în imposibilitate procedurală să le pună fizic la dispoziția oricărui solicitant, chiar și un membru al Parlamentului României, fără o autorizare, o decizie a Secretariatului General. Cu privire la elementele pe care le-ați invocat, domnule senator Șerban Nicolae, priere la un precedent, nu cunosc evident detaliile dosarului, dar din ce am citit în presă știu că n-a fost vorba doar de simpla emiterea unui aviz. De altfel, în funcție de conținutul actului normativ, se emite sau nu se emite, se cere sau nu se cere aviz de la Ministerul Justiției. De aceea, în monitorul oficial, veți găsi nenumărate acte normative adoptate fără avizul Ministerului Justiției, pentru că nu are legătură, nu e tangent, dacă vreți, competențelor Ministerului Justiției în funcție de obiectul de reglementare. În plus, chiar și așa fiind, trebuie să vă spun că, potrivit legii, avizul Ministerului Justiției nu este obligatoriu pentru niciun ministru și nici pentru primul ministru. Deci peste Ministerul Justiției, primul ministru, inițiatorul, poate să vină și să spună, îmi asum răspunderea și adopt acest act normativ, cum la rândul lui fiecare ministru, inclusiv ministrul de justiție, care își asumă răspunderea unui act, poate să treacă peste opinia unui subordonat. Nu e nimic ilegal în sine această împrejurare. Sigur că ridică întrebări. Dar asta nu înseamnă că întrebările nu pot fi lămurite. Și în ceea ce privește exemplul pe care l-ați dat, domnule senator Cazanciuc, fiți sigur că a existat o constantă sau un constant dialog cu primul ministru în legătură cu ordonanța pe care ați invocat-o și, după cum ați văzut, domnul prim-ministru a fost în linie complet de acord cu ideea de a respecta poziția Ministerului Justiției, lucru pe care mi l-a exprimat și anterior. Dar a fost important să marcăm și în guvern acel lucru în fața tuturor, a opiniei publice. Deci nu cred că sunt probleme cu privire la obținerea de informații de către dumneavoastră de la inițiator sau Secretariatul General al Guvernului. Dar, repet, nu mai văd utilitate pentru că multe argumente, propuneri din observații, din avizele respective au fost deja integrate în actul normativ. Mulțumesc. Mulțumesc. Sigur, nu solicitam decât avizele emise. Nu ne puneam problema să le aduceți pe cele pe care nu le-ați emis și nu au fost solicitate. Doamna deputată Năsescu și poate tranșăm această chestiune procedurală prealabilă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigură că nu se încadrează în categoria circ faptul că noi, parlamentarii, vrem să știm pentru câte din cele 25 de ordonanțe emise în miezul nopții a fost solicitat avizul Ministerului Justiției, pentru câte din cele 25 de ordonanțe ați dat acest aviz, pentru câte nu ați dat acest aviz. Cred că este o întrebare la care puteți să aflați un răspuns ușor, dând un telefon, nu trebuie să suspendăm ședința. Mulțumesc. Bun, domnul senator Cazanciuc, ați făcut practic o propunere dublă. Una care vizează informarea cu privire la aceste avize, dacă s-au dat și dacă s-au dat să fie prezentate, și a doua de suspendarea ședinței. Eu cred că ședința noastră acoperă durata
transportului eventualelor avize de la Ministerul Justiției. Vă întreb dacă vă menține solicitarea ca să vă tranșăm să mergem la audiere. Domnul președinte, cum apreciați, domnul ministru Preda a dat un răspuns parțial. Avem timp, cum spuneați, o oră, că durează audierea, o oră jumate, două ore, pentru a primi sau nu aceste avize. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru. Rugămintea colegială a parlamentarilor care exercită controlul asupra actelor guvernului de a dispune subordonaților dumneavoastră la Ministerul Justiției, se întrimite și nouă copii a acelor avize, dacă există, bineînțeles, cu privire la cele 25 de ordonanțe adoptate în ședința din 4 februarie, sau dacă nu există, măcar să știm că Ministerul Justiției nu a avizat niciuna din ordonanțele supuse dezbaterii. Mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea oricum trebuie clarificate, dar era un moment bun cu ocazia audierii. Domnul bun. Senator, dacă îmi permiteți totuși. Replica, vă permit în calitate de președinte al Comisiei și vicepreședinte de ședință. Vă rog. Suntem aici într-un mic paradox. Dumneavoastră mergeți pe ideea de scrupulozitate în respectarea procedurilor, dar îmi cereți un lucru care încalcă procedurile. Plus de asta, vorbim de guvern, vorbim de Ministerul Justiției, nu credeți că noi mișcăm hârtia acolo pe bază de SMS-uri sau semne în public, telefoane, în timp și ce vă răspund la întrebări, de altfel? Deci, dincolo de aceste chestiuni de ordin organizatoric, sunt chestiuni de ordin procedural. Așa cum v-am spus, repet, aceste avize pot fi cerute la Secretariatul General al Guvernului și la inițiatori. Bun, în măsura în care acești inițiatori, deci eu nu pot să... Câte avize ați emis? Pentru majoritatea dintre ele au fost, în funcție de obiectul de reglementare, avize care au fost valorificate, repet, de către inițiatori. Da, era, dacă vreți, atributul inițiatorului să valorifice sau nu avizul respectiv. V-am spus de bună credință că la fel vă spun, colegial. Nu apare niciun fel de mențiune cu privire la avizul. Nu știu la ce ordonanță vă referiți, doamna. La toate. Cele pe... Vă rog, doamna senator Gorghiu. Domn președinte, deja discuția pe care o faceți e pe fond. În momentul în care dumneavoastră întrebați cu o curiozitate pe care pot să o înțeleg, câte avize, la ce ordonanțe, doamna senator, cu respect vă atrag atenția că nu eu am pus această întrebare. Sigur, dar dumneavoastră puteți să spuneți că excede procedura această întrebare. Dacă sunteți de acord ca eu să cenzurez toate intervențiile, n-am nimic împotrivă. Eu v-aș ruga să vă duceți rolul de președinte de ședință așa cum prevede regulamentul. Dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă procedură, dacă nu toți colegii știu asta, asta nu înseamnă că nu trebuie să trecem la dezbateri pe fond și putem adresa orice fel de întrebare ministrului în cadrul dezbaterilor, așa cum e firesc. Vă mulțumesc, doar atât vreau să spun, că ajungem la întrebări care țin de fondul problemei pentru care a venit ministrul aici. E o opinie, am o altă opinie și s-a solicitat cuvântul pe procedură în prealabil înainte de audiere. Bun, dacă am încheiat această chestiune și nu se poate să furnizeze aceste avize pe motiv că ele sunt în exclusivitate la Secretariatul General al Guvernului și la Ministerele Inițiatoare, probabil că o să vă credem. Dați-mi voie să am rezerve cum că la Ministerul Justiției nu se păstrează o copie și că este o chestiune cât se poate de scrupuloasă care reclamă o adresă scrisă către compartimentele din subordine de an și de an, că aceste lucruri trebuie analizate și se răspunde... Domnule senator, domnule președinte, cu tot respectul, nu răstălmăciți cuvintele, la Ministerul Justiției sunt toate avizele în original, v-am spus doar că un exemplar original e la inițiator... și la n-a Secretariatul asta, dar nu mai sunt toate avizele și de la ordonanța 13 și de la Roșia Montana și de la legea petrolului, din urmă toate avizele, dacă vreți le punem pe toate tocmai pe site, dacă dă voie legea. Tocmai asta n-ați spus, dar în fine. Haideți să trecem la audiere. Domnul ministru, am rugămintea să prezentați comisiilor reunite proiectul dumneavoastră în calitate de ministru al Justiției și ce vă propuneți să faceți în condițiile în care, după cum știm, acest guvern nu vrea să fie investit, nu vrea să intre în funcțiune, deci vă ascultăm. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. În următoarele minute vă voi prezenta pe scurt ceea ce am făcut în ultimele 3-4 luni de zile la Ministerul Justiției și ceea ce se poate face în următoarele luni, dat fiind contextul politic. Așadar, doamnelor și domnilor, în data de 30 octombrie 2019, cu ocazia precedentelor audieri,
am afirmat că principiile pe care le voi urma în exercitarea mandatului sunt următoarele. Prioritizarea acțiunii Ministerului în funcție de durata scurtă a mandatului și urgențele aflate pe agenda Ministerului. 2. Pacificarea sistemului judiciar. 3. Dialogul politic pentru a evita atacurile la justiție și subminarea acesteia. 4. Dialog politic și cooperare onestă de partea ambelor părți cu Comisia Europeană, statele membre ale UE și statele membre ale NATO, reroarea relației cu Comisia Europeană în cadrul mecanismului de cooperare și verificare și consolidarea încrederii reciproce cu obiectivul comun al ridicării acestui mecanism la o dată previzibilă. Iată pe scurt bilanțul acțiunii Ministerului desfășurate pe baza acestor principii, indicat într-o ordine cronologică a adoptării subiectelor, ordine impusă de urgența lor, subliniez de urgența lor. 1. Problematica CEDO, condițiile din penitenciare și recursul compensatoriu. Prima problemă cu caracter de urgență găsită pe agenda Ministerului a fost aceea recursului compensatoriu. Starea precară a condițiilor din penitenciare este cronică și mi-era cunoscută cum vă este cunoscută. Cunoșteam viciile instrumentului legislativ prin care s-a încercat compensarea acestor condiții, pentru că am participat la dezbaterile din Parlament în Comisia Juridică și am votat împreună cu colegii mei împotrivă în plenul Parlamentului, în plenul Camerei Deputaților. Cunoșteam de asemenea presiunea din Parlament pentru abrogarea acestei reglementări, presiunea apărută ulterior ca urmare a valului de violențe care au creat puternică emoție în opinia publică. În fine, am luat act de faptul că planul de măsuri adoptat de guvernul anterior pentru remedierea condițiilor din penitenciare este mult rămas în urmă, nivel de implementare aproximativ 30%, măsură cu măsură luat și analizat. Pe de altă parte, la data de 29 noiembrie 2019, am primit o infogramă diplomatică prin care eram încunoștințat despre îngrijorarea Consiliului de Ministri din cadrul Consiliului Europei privind iminenta abrogare a recursului compensatoriu de către Parlamentul României și, în consecință, programată adoptarea unei rezoluții dure de condamnare a României pentru lipsa măsurilor de remediere a condițiilor din penitenciare și intenția de a elimina orice măsură compensatorie. Vă citez din această infogramă care nu are caracter de informație clasificată. Citez. Reacția delegaților a fost fermă și pe alocuri neprietenoasă, reamintindu-se volumul foarte mare de cauze la CEDO, care ar putea paraliza temporar activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului, preconizăm o abordare mai dură din partea statelor membre. Am încheiat citatul. Prin urmare, pe de o parte, exista presiunea opiniei publice și a Parlamentului de a abroga măsurile compensatorii, pe de altă parte, persistența condițiilor precare din penitenciare, sub standardele CEDO, în fine, pe de altă parte, iminența condamnării României printr-o rezoluție a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei, determinate de iminenta abrogare a măsurilor compensatorii. În acest context, am emis public un semnal declarând că nu putem abroga recursul compensatoriu fără să punem ceva în loc. Prin ceva în loc, înțelegând condiții mai bune în penitenciare. A fost un semnal către Strasburg, către Consiliul Europei, pentru a da asigurări că nu lăsăm lucrurile așa cum sunt. Acest semnal a fost bine primit la Consiliul Europei și a calmat spiritele, dar a fost distorsionat primit în țară în mediul politic, greșit interpretându-se că Ministerul Justiției se opune abrogării măsurilor compensatorii, deși abrogarea era în programul de guvernare. Personal, ca ministru și deputat, cum ați spus, domnule președinte, am votat pentru abrogare. La instrucțiunea primului ministru, m-am deplasat la Strasburg la reuniunea Comitetului de Miniștri, unde am arătat în plenul reuniunii ministeriale care au fost motivele pentru care Parlamentul României, în unanimitate, a votat abrogarea recursului compensatoriu. Intervenția a fost bine primită și rezoluția de condamnare a României, redactată deja și pregătită pentru vot, a fost schimbată în sală, la sfârșitul reuniunii, cu o rezoluție de recomandare, fapt fără precedent în sesiunile Consiliului de Miniștri. Reîntors acasă, am făcut de îndată un plan de ameliorare urgentă a condițiilor din penitenciare și l-am pus în aplicare, pe trei direcții de acțiune, plan pe termen scurt. Igienizarea aproximativ 2000 de camere de detenție,
redistribuirea de deținuți între penitenciare pentru a echilibra gradul de ocupare între acestea și extinderea capacității de cazare pentru a scădea rata de ocupare. În paralel, am obținut aprobarea unui memorandum în guvern prin care se suplimenta aparatul de probațiune cu 611 inspectori de probațiune. Parte din locuri sunt deja bugetate și scoase la concurs. Planul este în curs cu bune rezultate, noua direcție a Administrației Naționale Penitenciarilor mobilizându-se serios. În urmă cu câteva zile am trimis Serviciului de Executări Penale a Hotărârilor CEDO o scrisoare în care am descris acest progres. Ieri am primit deja un răspuns încurajator în perspectiva următoarelor reuniuni. 2. CSM. La preluarea mandatului, CSM se pregătea pentru alegerea noului președinte. Jumătate din membrii CSM doreau alegerea unui judecător în persoana actualei doamne președinte. Cealaltă jumătate respingea această propunere, votul ministerului fiind deci decisiv. Am optat în prima fază să nu votez în plen pentru respingerea candidaturii votate deja în secția pentru judecători, întrucât s-ar fi creat un blocaj instituțional pe termen lung. Astfel, dacă ar fi fost respinsă în plen candidatura, s-ar fi întors la secția pentru judecători, de unde ar fi revenit revalidată recurent. Pe scurt, candidatura votată în secție urma să fie respinsă în plen, revotată în secție pentru a fi respinsă din nou în plen și tot astfel pe durată nelimitată. Blocajul ar fi adâncit conflictul, la orizont se aflau decizii de luat, proiecte de avizat, vizita delegației Comisiei Europene și această stare de conflict și blocaj. Nu ar fi folosit nimănui, pe lângă faptul că ar fi adâncit falia din CSM și din sistemul judiciar, subminând încrederea în această instituție și în justiție în general. Am optat în prima fază să nu votez în plen nici pentru validarea candidaturii, pentru că ar fi rezultat că ministerul, deci un factor politic, ar fi determinat alegerea președintelui CSM, ceea ce am găsit că nu servește legitimității acestuia pe termen lung. De aceea, la o primă ședință a plenului, am optat pentru anularea votului și menținerea CSM într-un balotaj pentru a da timp membrilor magistrați să discute între dânsii și să genereze o majoritate largă, ceea ce s-a întâmplat o săptămână mai târziu. Ministerul a fost blamat pentru că nu a înclinat balanța în favoarea uneia sau alteia dintre curentele din CSM, dar realitatea este că ministerul a catalizat alegerea președintelui CSM prin votul majorității membrilor magistrați din CSM. Ce relevanță are? Are pentru că această instituție este cheie pentru funcționarea sistemului judiciar. Astăzi are un președinte ales și funcționează. Firește, nu așteptăm mulțumiri din partea nimănui, dar consider că este drept să se cunoască pe deplin rațiunile acțiunii ministerului la acea dată. 3. Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Desființarea secției a fost și rămâne un obiectiv în cadrul programului de guvernare. Cel precedent a fost votat de Parlament odată cu lista guvernului. Am afirmat în fața dumneavoastră în 30 octombrie că nu voi iniția desființarea secției prin ordonanță de urgență. Exact aceasta am și făcut. Am propus, în schimb, guvernului un memorandum prin care acesta, guvernul, aprobă desființarea secției pentru a stabili instituțional care este poziția Ministerului Justiției față de acest subiect, pe lângă programul de guvernare deja aprobat de Parlament. Plecând de la acest memorandum aprobat de guvern, am redactat un proiect de lege pe care l-am trimis CSM pentru dezbatere și avizare. Prin urmare, am procedat instituțional strict pe baza legii, prin mijloace procedurale pe care le-am avut la dispoziție, alegând dintre toate variantele pe aceea unui proiect de lege. În final, Parlamentul va decide, așa cum e și normal. 4. Propunerile de procurori de rang înalt. 13 poziții de procurori de rang înalt erau vacante, unele de ani de zile, la nivelul conducerii parchetului general, DNA și DICOT. Astăzi, după 3 luni de mandat, 70% din acestea, între care toate din cele de vârf, sunt în procedură de ocupare, ca urmare a inițierii procedurilor prevăzute de lege de către Ministerul Justiției. Pentru pozițiile pentru care nu am inițiat procedura de propunere, interviurile pot fi reluate în martie sau aprilie anul curent. Potrivit legii, propunerea de numire se face de către Ministrul Justiției, numirea de către președintele României.
CSM, secția pentru procurori, avizează consultativ. Prin urmare, legea nu spune nimic despre modalitatea în care ministrul își formează opțiunea de propunere, lăsând la totala putere de decizie a ministrului ce propunere va face. Cu toate acestea, am organizat interviuri publice transmise pe pagina de internet a ministerului, în fața unei comisii de interviu formate din reprezentanții ministerului, dar și din afara acestuia, din partea CSM, secția pentru procurori, Institutul Național al Magistraturii și Academia de Studii Economice. Membrii comisiei de interviu au formulat liber orice și oricâte întrebări au dorit și și-au exprimat ulterior în fața ministrului propria analiză tehnică asupra răspunsurilor și planurilor manageriale. Am făcut de asemenea propria evaluare a acestor planuri și a răspunsurilor, analizând și evaluând real și serios, inclusiv răspunsurile la întrebările celorlalți membri ai comisiei de interviu și analiza acestora. Decizia de propunere însă mi-a aparținut exact așa cum prevede legea. A fi procedat altfel ar fi însemnat o derobare de responsabilitate și o adăugare la lege, care nu pune decât în dreptul ministrului acest drept de a decide propunerea. Cu toate acestea, pentru o completă informare, pot să precizez că niciuna dintre evaluările mele nu a fost departe de evaluările membrilor comisiei de interviu. Și mai adaug faptul că acest exercițiu a fost de un real folos, drept pentru care mai mulțumesc încă o dată instituțiilor care au desemnat reprezentanții în comisia de interviu și personal membrilor acesteia pentru travaliul și profesionalismul demonstrat. 5. Buget. Am preluat mandatul în preajma rectificării bugetare, fondurile alocate inițial pentru justiție fiind insuficiente la acea dată. Am transmis instituțional o scrisoare ministrului de finanțe și am cerut să am o întâlnire cu acesta, în care am arătat consecințele nealocării de fonduri suficiente, inclusiv pentru plata drepturilor salariale restante. Rectificarea a rezolvat restanțele pentru toate capitolele bugetare ale Ministerului pe anul 2019, dar probleme bugetare serioase se arată în continuare, după cum voi arăta. Acestea au fost principalele subiecte cu care s-a confruntat Ministerul Justiției în cele 3 luni precedente și au fost, evident, și alte direcții de acțiune, o masă critică mai mică, dar la fel de importante. Le voi dezvolta, eventual, la întrebări. Pe scurt, despre obiectivele mandatului. Aceste obiective decurg din programul de guvernare și vor ține cont de durata până la alegerile generale. 1. Legile justiției și codurile penale. Îmi mențin opțiunea de a nu discuta legile justiției și codurile penale în Parlament în plină perioadă electorală, pentru că atenția multor parlamentari va fi îndreptată spre campaniile electorale și substanța dezbaterilor poate fi afectată de intensitatea confruntărilor politice. De aceea vă solicit să amânăm aceste discuții până după încheierea campaniei electorale și alegerea noului Parlament, indiferent dacă vă vorbim de alegeri anticipate sau la termen. Dar nu vom pierde însă timpul la nivel de minister, de aceea îl declar un obiectiv. Vom continua munca în grupuri tehnice de lucru cu largă reprezentare instituțională, la care orice parlamentar din comisiile juridice este oricând binevenit pentru a observa ce se lucrează și a exprima evident opinii. Se impun câteva excepții de la acest principiu, în care trebuie ca Parlamentul să adopte urgent reglementări. Prima excepție vizează Institutul Național al Magistraturii. Îmi reconfirm opinia că orice schimbare de paradigmă privind durata de școlarizare să aibă la bază un minim studiu de impact. De aceea am susținut amânarea aplicării prevederii. Nu pentru că INM nu a luat măsuri, sau nu numai pentru că INM nu a luat măsuri, ci pentru că trebuie să facem un serios studiu de resurse umane și o consultare a profesiilor juridice și a altor instituții privind disponibilitatea și capacitatea de a prelua cursanții INM în practică. În subsidiar, dacă Parlamentul va insista să mărească durata de școlarizare, sper cel puțin ca aceasta să fie limitată la 3 ani în loc de 4, cum s-a modificat recent. Sunt deschis pentru consultări cu membrii comisiilor juridice. A doua excepție, prevederi care trebuie rapid modificate în aplicarea deciziilor Curții Constituționale a României.
există 36 de decizii ale CCR care ar trebui receptate în codurile penale. Aceste intervenții punctuale nu trebuie însă extinse prin intervenții colaterale, prin amendamente atașate pe parcurs. Pentru că reforma penală trebuie făcută pe îndelete de către un parlament proaspăt legitimat prin vot popular, pe cât posibil prin consens politic, astfel să nu mai modificăm codurile odată la fiecare 4 ani sau 8 ani în funcție de rotarea la guvernarea partidelor. A treia excepție. Prevederi care trebuie aplicate în considerarea dreptului Uniunii Europene. Ministerul Justiției a inițiat recent aplicarea unor prevederi pentru receptarea în dreptul intern a unei directive privind combaterea pornografiei infantile și a traficului de persoane. Considerăm că astfel de măsuri nu supără amânare, mai ales în cazuri de infringement. A patra excepție. Prevederi în legile justiției care reprezintă sau prezintă caracter de urgență. CSM nu a semnat la Ministerului Justiției, dar înțeleg că există o preocupare pentru modificarea unor prevederi din legile justiției care prezintă caracter de urgență pentru funcționarea sistemului judiciar și eliminarea unor blocaje. Nu îmi sunt cunoscute la această oră care sunt prevederile vizate de CSM, dar rămân deschis pentru consultări. Al doilea obiectiv în perioada următoare, decizia pilot a CEDO, Rezmives și alții contra României, problematica condițiilor din penitenciare. Vă informez că sunt în legătură permanentă cu Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, Serviciul de Executări Penale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În perioada următoare, un număr de aproximativ 300 de cauze vor fi comunicate Ministerului de Externe pentru a fi închise prin înțelegere amiabilă. E un pas constructiv pentru care s-a muncit mult și la MAIE și la Ministerul Justiției și pentru care mulțumesc CEDO. În paralel, vom continua planurile pentru ameliorarea condițiilor din penitenciare, prin măsuri pe termen scurt și lung. Cele pe termen scurt vizează reparații și extinderea ale capacităților de cazare și redistribuire de deținuți între penitenciare pentru a echilibra gradul de ocupare între acestea. Cele pe termen lung vizează construcția noilor penitenciare, construcții deja lansate, începute, inclusiv în cadrul mecanismului norvegian cu fonduri nerambursabile. 3. Logistică. Dragi colegi, în ultimii ani, legislativul și executivul s-au concentrat pe legile justiției și codurile penale. Desigur, acestea trebuie aduse la zi, după cum am arătat. Însă cred că cel puțin egală măsură trebuie să ne concentrăm pe logistică și pe pregătirea profesională a magistraților și grefierilor. Schemele de personal din justiție sunt incomplet acoperite. Avem instanțe și parchete care lucrează în condiții imobiliare precare. Dotările tehnice de la birotică la mijloace tehnice de anchetă lipsesc. Bugetul de investiție al Ministerului a acoperit la această oră în proporție de 21% pe 2020. Desigur, vor urma rectificări bugetare, sunt în legătură cu Ministrul Finanțelor, dar totuși trebuie notat. Schema de personal a Ministerului Public include aproximativ 800 de posturi vacante. La instanțe avem aproximativ 600 de posturi vacante. Pensionările s-au înmulțit, mai ales în contextul polemicilor politice privind pensiile de serviciu. În acest timp, vă informez, documentat, pe baza discuțiilor cu Ministerul Public, că grupurile organizate de infractori se dotează cu tehnică, de la aparatură de bruiaj, la drone și microfoane ambientale pentru a preveni și paraliza acțiunea echipelor de anchetă, ceea ce este foarte grav. În ultimii ani, crima organizată s-a modernizat mai mult decât parchetele. Deci crima organizată s-a modernizat mai mult decât parchetele în ultimii ani. E un fapt. Și în acest context, cred că devine legitimă întrebarea ce fel de stat vrem să fim. Se lucrează pe o strategie de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, din care s-au realizat aproximativ 16% din măsuri. 16%. Concret, din 153 de măsuri prevăzute în strategie, 24 sunt aplicate, restul nerealizate sau neinițiate. Asta înseamnă, pe cifre și măsuri, că din 2016 încoace s-a bătut pasul pe loc sau s-a dat înapoi. Ne place sau nu, s-au pierdut ultimii 4 ani pentru dezvoltarea sistemului judiciar. Eu nu spun că nu s-au făcut și lucruri bune în Parlament,
dar, per ansamblu, asta e situația pe o strategie, repet, aprobată în 2015. O am pe masă aici. Pe lângă schemele de personal, sediile și dotările logistice, avem o perfectă dezordine în sistemul salarial din justiție. Guvernele au pierdut treptat din mână politica salarială în domeniul justiției. Legi necorelate și prost scrise în domeniul salarial au deschis calea acțiunilor în instanță pentru recuperarea tot felul de sporuri, lămuriri de dispozitiv, aplicarea venitului de referință sectorial, dobânzi, penalizări și așa mai departe. La rândul lor, aceste hotărâri s-au rulat precum un bulgăre de zăpadă care a devenit uriaș în ciuda intervențiilor legislative de eșalonare. Spre exemplu, în 2015 au fost alocate și cheltuite în acest sens aproximativ 110 milioane euro. În 2016, 18,3 milioane euro. În 2017, 63 milioane euro. În 2018, 38 de milioane de euro. În 2019, 65 de milioane de euro. Sunt bani datorați și plătiți de guvern, rezultat din legi necorelate care au oferit oportunități legale satisfăcute judiciar. Estimările noastre, pe baza datelor pe care le avem din instituțiile pentru care Ministerul Justiției este ordonator principal de credite, sunt în sensul că pentru perioada 2020-2024 se vor plăti aproximativ 390,2 milioane euro pentru drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești. Drepturi și avantaje sociale, cum ar fi diurne, transport, chirii acordate de-a lungul vremii, au mărit factura. Numai în 2019, Ministerul Justiției, MAN, Ministerul Apărării Naționale pentru instanțele militare, Ministerul Public, Înalta Curte de Casație, au alocat și cheltuit împreună 45 de milioane de euro pe astfel de drepturi. Nu avem date de la CSM. Acestea sunt drepturi acordate prin lege, hotărâte aici, în această clădire. Pe de altă parte, justiția este un serviciu public care generează sume uriașe la bugetul de stat din taxele de timbru. Pe lângă acestea, ca orice serviciu public, generează efecte economice și sociale care nu pot fi comensurate financiar. Nimic nu poate funcționa fără serviciul public al justiției. Deci, nu vreau să las impresia că privesc justiția exclusiv prin paradigma cost financiar, beneficiu financiar. Spun doar că trebuie să luăm în calcul și acest lucru și să eficientizăm aplicarea și gestionarea, aplicarea legilor și gestionarea banului public. În fine, dacă e să măsurăm cu acest criteriu, să nu uităm că rezultatele depind și de cât investești în justiție, nu numai în salarii, ci și în dotări logistice. În concluzie, se impun în viziunea mea câteva constatări. E nevoie de ordine legislativă urgentă în domeniul salarial, în domeniul justiției și Ministerul Justiției se va ocupa de acest subiect. Astfel încât, odată cu instalarea noului Parlament, să avem toate datele pentru a rezolva durabil această problemă. Personal, dată fiind complexitatea chestiunii, cred că e nevoie de o lege salarială destinată exclusiv puterii judecătorești, pentru că vorbim de o putere aici, nu vorbim de orice serviciu public, da? Corelată, desigur, cu întreg sistemul de salarizare în sistemul public. Această lege trebuie să pună ordine în politica salarială, să elimine necorelările, inechitățile existente în lege la ora asta, să stopeze valul de procese pentru drepturi salariale, să eșalonize restanțele, să stabilească un grafic unitar de plăți pentru hotărârile care vin și să constituie un simulent pentru atragerea de juriști de elită în magistratură. Trebuie să stopăm această situație în care magistrații grefierii sunt preocupați și de alte lucruri sau în principal de alte probleme decât de cele care ar trebui să ocupe, să fie preocupați de actul de justiție în sine. Nu poți să cer calitate dacă magistrații grefierii sunt distrași de dezbateri politice, agresiuni legislative, chestiuni legate de salarii și așa mai departe.
Pensionările anticipate au devenit o vulnerabilitate pentru justiție, pe lângă deficitul de personale și o pierdere de expertiză. Închid într-un minut, nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenționare. În al doilea rând, se impun investiții serioase și constante în sistemul judiciar, cel penitenciar și de probațiune în următorii ani. În acoperirea schemelor de personal și pregătirea profesională a personalului de specialitate. Pe scurt, ordine în lege, ordine în organizare, calitate în pregătirea profesională și investiții în logistica imobiliară și imobiliară. Nici o lege a justiției și nici un cod penal nu pot suplini aceste condiții. Rețeta succesului nu este deci complicată. Legi clare, investiții constante și oameni pregătiți profesional și psihologic. Primele două elemente sunt la dispoziția puterii legislative și executive. Ultimul element, cel mai important, pregătirea personalului, este în responsabilitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, pentru această analiză exhaustivă. Sunt lucruri cu care eu personal nu sunt neapărat de acord, dar aș vrea să vă propun următoarea procedură, întrucât sunt membrii deputații și senatorii din 7 comisii parlamentare, 7 comisii permanente. Aș vrea să fiți de acord ca, dacă există doritori, să nu fie mai mult de 2 întrebări de parlamentar, astfel încât să încercăm să ne încadrăm într-un termen rezonabil. Bun, dacă nu sunt observații, atunci aștept solicitări de intervenție, am să mi le notez, fac apel la ceilalți colegi președinți de comisii, vicepreședinți, secretari, să-mi comunice dacă există doritori. Da. Bun, începem cu doamna deputat și mai notez, domnul Marton Arpad l-am văzut, l-au văzut și colegii, domnul Iordache, și continuăm. Vă rog, doamna deputat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, pe data de 20 ianuarie 2020, 4 asociații de magistrați, respectiv Asociația Magistraților din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Asociația Procurorilor din România au trimis o scrisoare la Comisia Europeană în care acuză o campanie de dezinformare cu privire la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Tot în acea scrisoare se face trimitere la opiniile exprimate în legătură cu această secție de către Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, care spune că un astfel de organism este în perfect acord cu principiile europene și că rolul secției este de a limita interferențele serviciilor de informații în justiție. Contrar acestei opoziții adoptate de magistrați, ați recomandat guvernului desființarea acestei secții. De ce țineți, cu tot din adinsul dumneavoastră și PNL, să desființați această secție pe care magistrații o consideră o formă de protecție față de interferențele serviciilor de informații, cum are ieșit din protocoalele secrete? Vă mulțumesc și apoi urmează o întrebare mai scurtă. O secundă, vă consult cu privire la procedură. Pentru consistență, bine ar fi să se răspundă la fiecare întrebare. Alminte, la un moment dat, domnul ministru o să-și noteze un număr foarte mare de întrebări și o să dea răspuns fără a mai putea face corelarea cu întrebarea și cu autorul întrebării. Deci am rugăminte, dacă sunteți de acord, să răspundeți la întrebarea domnului deputat Maghiar, după care să pună și a doua întrebare, dacă dorește, și să dăm cuvântul în continuare celorlalți parlamentari care s-au anunțat. Mulțumesc! Domnul ministru, am propus să răspundeți la fiecare întrebare pe rând, ca să nu se piardă și o întrebare-răspuns. Am notat și pe doamna senator Scânteș și pe doamna senator Gorghiu. Da, am înțeles, am ezitat pentru că am înțeles că vrea de procedură îi propusesem, domnul ministru. De obicei, la comisie facem calup de câte 5 întrebări, dar măcar de câte 3 să aibă coerență, poate leagă între ele răspunsurile sau sunt întrebări care au legătură. Haideți să facem altfel. Haideți să... Dacă sunt parlamentari care vor să pună 2 întrebări, să le pună și să se răspundă fiecărui parlamentar în parte, tocmai pentru a avea o
o evidență clară a întrebărilor și a parlamentarilor care au adresat aceste întrebări. Nu da, are nicio legătură întrebarea. Aș dori răspunsul dacă se poate aici. Cealaltă întrebare este cu totul alt subiect, deci nu sunt corelate între ele. Vă mulțumesc. Vă rog, haideți să răspundeți. Răspund când doriți, domnule. De acord. Bun, deci câteva precizări prealabile, doamna deputat. Întâi ați spus așa că magistrații au trimis o scrisoare, etc. Ați citat câteva asociații. Am tot respectul pentru asociațiile respective, pentru membrii lor, fără supărare, nu pot fi asimilate cu noțiunea de magistrați. Noi nu știm la ora asta câți membri au acele asociații, unii spun mai mulți, alții mai puțini. Hai spune că e mai puțin relevant, dar trebuie să fim corecți. Dacă vreți să vorbim de magistrați, putem să vorbim de consultarea pe care a făcut-o Ministerul Justiției cu toate instanțele și acolo, da, putem să vorbim de magistrați. Și dintre ei s-au pronunțat pentru desființare în Ministerul Public aproape 90% și în jur de 70% la fel răspunsuri venite de la instanță. La fel avem documentele, răspunsurile scrise. Apoi, spuneți dumneavoastră și PNL, țineți morțiși, citez aproximativ, să desființați secția. Iar aș vrea să fac o corecție, fără să neg ce spuneți, că da, ținem să desființăm secția, așa este, dar mai sunt și alții. Vă reamintesc că atunci când s-a discutat proiectul de lege sau modificarea la legile justiției privind înființarea SIJ, Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Numai târziu de acum două zile, Consiliul Superior al Magistraturii a dat un comunicat, a emis un comunicat în care se pronunță din nou în defavoarea secției. Vorbim de CSM. Ca să avem un tablou complet al opiniilor. De ce? Am indicat în memorandum pe larg, o să reiau pe scurt, pentru că am tot discutat această chestiune. Această secție a fost teoretic înființată pentru a combate infracțiunile din justiție. Așa îi spune și numele. Ei bine, nu trebuie să intri în detalii tehnice ca să-ți dai seama că un număr de 15, 20, 25, 50, 100, dacă vreți noastră, procurori cantonați aici în București, pot combate infracțiunile din justiție care s-ar petrece sau ar putea să petreacă la 500 de kilometri de București, la 300 de kilometri de București, la 200 de kilometri de București și așa mai departe. Pe cale de consecință, pentru că mi s-a reproșat și acest lucru, de ce nu reformezi secția, de ce nu o extinzi? Păi ca să extinzi secția, ca să poată să-și facă, cum se cuvine, misiunea și să poată combate infracțiunile oriunde s-ar petrece ele pe teritoriul patriei, pe toată harta judiciară, ar trebui să avem extensii în teritoriu. Pe scurt, să avem din nou unități teritoriale în afara Bucureștiului, da? Măcar în raza fiecărei curți de apel. Asta ar însemna dintr-o dată, unu, un sediu plus alte 14 sedii în țară, 15 rânduri de scheme de personal, procurori, grefieri, asistenți, șoferi, personal de specialitate, polițiști judiciari, etc. În alte cuvinte, ar însemna să constituim încă un parchet în paralel cu cele existente, de asemenea, prezente teritorii, parchetele, să spunem, de drept comun, DNA, DICOT, toate au extensii teritoriale. Ori, tocmai ce v-am spus, că avem în Ministerul Public numai 800 de locuri vacante, 800 de locuri vacante, deficiențe mari în dotări, sedii, toată aparatura de care are nevoie un procuror ar trebui să o aibă la dispoziție pentru a-și face cum trebuie misiunea încredințată de lege. Și atunci, nu vi se pare că este, hai să nu spun ilogic, dar lipsit, nu vreau să calific. Cum ar fi, că eu să n-am schemele de personal acoperite în parchetele existente, dar să mă apuc acum să pun pe hârtie alte 15 sedii care trebuie și ele dotate mobilat, cu ce? Cu cine? Ar rămâne evident o literă moartă. Și am ajunge la concluzia la care eu nu vreau să ajung. Deși unii afirmă că această secție a fost gândită nu să combată infracțiunile din justiție, ci să nu le combată. Încă asta se întâmplă în acest moment. Iată principalul motiv pentru care doresc, și nu că doresc eu, că așa vreau. Am ajuns la concluzia, pe bază de argumente și văzând ce se întâmplă în realitate, alături de colegii mei din PNL, dar nu ne derobăm de acest lucru,
să desființăm secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție și să revenim la un regim normal de, și eficient de combatere a infracțiunilor din justiție. Acolo unde sunt. Mulțumesc. Am înțeles, vă mulțumesc. Doamna deputat, o secundă. Da. Eu pun pe seama faptului că e posibil să nu fiți informat corect. Avizul CSM a fost dat pe un proiect propus de ministrul justiției Toader la vremea respectivă, aflat în dezbatere publică, nu pe propunerea legislativă dezbătută în Parlament. Deci avizul negativ de care ați vorbit dumneavoastră nu era pe propunerea care a făcut obiectul dezbaterii în Parlament, dar dumneavoastră ați precizat exact care este măsurătoarea pe care ați făcut-o la nivelul magistraților, nu din asociațiile magistraților, ci judecători și procurori din parchete, în memorandumul pe care l-ați prezentat în guvern și care e public și unde spune negru pe alb, unii au fost de părere că, unii au fost de părere că. Ceea ce mi se pare că este în spiritul măsurătorii corecte, unii da și unii nu, dar doamna deputat Fulgeanu Maghiur, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, adică aceste lipsuri de rațiune economică sunt mai importante și nu trebuie să ne batem capul să le rezolvăm. Iertați-mă, doamna deputat, îmi cer scuze că vă întrerup. Precum nu uitați a fost și cazul concluzia. Rațiunea este că secția nu își poate îndeplini misiunea de a combate infracțiunile din justiție. Asta este rațiunea. Și totuși cu toate acele abuzuri, mă rog, poate luați dumneavoastră alte... Nu, o secundă, doamna deputat, haideți să nu facem rațiune. Oricum, n-a analizat nimeni de ce s-a înființat un birou în cadrul DNA, nici câtă nevoie era, nici ce necesități avea și totuși, aș atrage atenția domnului ministru pentru rigoare, în Constituție spune că parchetele se înființează pe lângă instanțele de judecată. Structurile teritoriale, extensiile teritoriale, cum le-ați numit dumneavoastră, ale DNA și DICOT, nu acoperă această cerință constituțională de a fi constituite pe lângă instanțe. Toate sunt constituite pe lângă cea mai importantă instanță. Pe aceeași logică ar însemna că judecătoriile și tribunalele sunt instanțe constituite pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum și DNA și DICOT sunt constituite în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Doamna deputată, am rugămintea a doua întrebare. Sunt colegi care s-au înscris. Simplă și încerc scuze, domnule președinte, termin imediat. Domnule ministru, dumneavoastră în calitate de deputat PNL, veți vota luni guvernul Orban, veți da votul dumneavoastră? Ca să știm exact cum decurg în continuare audierile. Vă mulțumesc frumos. Anticipez că vorbiți de guvernul Orban 4 și vă spun că da, o să-l votez după alegeri. Că era vorba de Ludovic al 17-lea. Luni nu votăm guvernul Orban 4, dar în fine. Am profitat de faptul că doamna deputat n-a precizat. Tulbure, așa, cam tulbure. Deci nu știți să răspundeți. Vă mulțumesc. Domnul deputat Marton Arpad, vă rog. O întrebare sau două, ca să știm dacă aveți două. O singură întrebare. Mulțumesc. Domnule ministru, la ședința de guvern ați atenționat ca una din așa zisele ordonanțe de urgență ar fi neconstituțională, cea legată de alegerea președinților județeni și ați explicat de ce. Drept urmare, acea ordonanță n-a mai fost adoptată și vă felicit pentru asta. Tot atunci ați explicat de ce ar fi constituțională acea decizie de asumare pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Și asta am înțeles-o, nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ați explicat. Însă ați rămas dator și de aceea vă pun această întrebare cu cea de-a treia lege privind alegerile anticipate. În 2012, decizia Curții Constituționale numărul 51 se termină astfel. În consecință, atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice, urmează să respecte atât considerentele, cât și dispozitivul prezentei decizii. Această decizie, în considerentele sale,
legate de posibilitatea ținerii alegerilor parlamentare concomitent cu alegerile locale, enumeră trei elemente de neconstituționalitate clare. Una privind dreptul de ales, de a fi ales, una privind dreptul de a alege și una de logică simplă, pentru că dacă în 2012 ar fi fost concomitente aceste alegeri, prin urmare, și în 2016, fiind mandatele identice, ar fi trebuit să fie concomitente și nu doar temporar în 2012. Legat de dreptul de a alege, Curtea a concluzionat. Curtea reține că o procedură greoaie de vot, determinată de numărul mare de buletine de vot, ca și autoritățile publice diferite cu privire la care alegătorii trebuie să își manifeste în aceeași timp opțiunea, pot avea ca efect împiedicarea liberei exprimări a opiniei acesteia. De ce credeți dumneavoastră că în această perioadă de 8 ani în care Constituția nu s-a modificat, totuși ar fi putut deveni constituțională o prevedere aproape identică, numai că nu se referă la data de 2012, ci la 2020. E un motiv foarte simplu, domnule deputat. Dumneavoastră ați invocat un precedent în legătură cu un proiect care prevedea alegerile în acea zi. Și într-adevăr, acolo ar fi fost complicat, cu număr mare de buletine de vot, tot ce a spus dumneavoastră nu contest. Și nici n-aș putea ieși decizia Curții Constituționale la mijloc. Dar noi acum vorbim de alegeri la două date diferite. Deci toate acele critici nu mai subzistă. E simplu. Bun. Domnul deputat Florin Iordache, urmează domnul deputat Stelian Ion. Am înțeles. Deci rezumam răspunsul domnului ministru, dumneavoastră v-ați dori alegeri anticipate, dar să nu fie împreună sau în aceea zi. Bun, eu am două întrebări punctuale, domnul ministru. Prima dintre ele, în cele 25 de ordonanțe care au fost adoptate, ordonanța 23, care poartă avizul Ministerului Justiției, din punctul meu de vedere, prezintă colegul dumneavoastră, domnul ministru Ștefan de la Dezvoltare Inițiator, dar dumneavoastră ați avizat-o, prezintă niște chestiuni deosebit de grave. Faptul că în cuprinsul ordonanței se specifică faptul că în instanță trebuie să se judece într-o anumită perioadă de timp, în 30 de zile, și ceea ce este mai grav, nu faptul că le stabili judecătorilor instanței de fond și cât și în apel 30 de zile, dacă unul stă 28 și în a doua instanță stă 3 zile, le stabiliți acolo, constituie abatere disciplinară. Deci cred că această ordonanță sau pe care dumneavoastră v-ați avizat-o, cred că în primul rând trebuia întreba CSM-ul, pentru că automat discutăm despre organizarea judiciară și era obligatoriu avizul CSM și am constatat că nu există avizul CSM. Și doi, cred că modul în care colegul dumneavoastră Ștefan a gândit această ordonanță e total greșit, că stabiliți niște termene foarte clare instanțelor de judecată în cât timp să se pronunțe. Cea de-a doua întrebare pe care vă adresez. Noi am fost colegi aici în comisie atunci când o parte din asociațiile profesionale au venit documentat și au spus de ce este nevoie de secția specială. Și acolo era o chestiune foarte clară că, domnule, judecătorii trebuie să fie independenți, pentru că numai printr-o independență reală a judecătorilor cetățenii pot avea
un rezultat în instanțe care să ducă la o mai bună justiție. Eu sunt între cei care consider că o reîntoarcere în trecutul nu foarte îndepărtat, când nu exista această secție, această secție, repet, constituie o reală independență a judecătorilor. Și vreau să vă întreb punctual, împărtășiți punctul de vedere al colegiei dumneavoastră, doamna secretar de stat Barac, care citez, judecătorii care alimentează asociațiile nu fac parte din casta judecătorilor necesar societății. Adică judecătorii care nu susțin secția nu sunt necesar societății. Aș face o precizare, cred că v-a scăpat. Într-adevăr, eu m-am documentat în această pauză, într-adevăr, a fost un aviz negativ din partea CSM-ului când discutam de direcție, dar punctul de vedere al magistraților care au venit și discutam de secție, CSM-ul susținea și de asemenea m-am documentat în ultima săptămână, CSM-ul nu a avut pe ordinea de zi și nu a avut un alt aviz favorabil sau nefavorabil față de secție. Și în plus, din câte am văzut, curțile de apel mari, cât și în alta curte, s-au pronunțat cu o largă majoritate pentru menținerea secției. Aștept și eu punctul de vedere pe care îl veți formula atunci când veți veni cu un proiect de lege în fața Parlamentului și sper că să susținem în continuare existența acestei secții, pentru că, într-adevăr, e unul din pașii mari spre democrație pe care i-am făcut în ultima perioadă, împreună cu dumneavoastră. Chiar am fost colegi în comisie. Vă mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc și eu. Încep cu ordonanța privind achizițiile publice. La aceea vă referiți. Da, nu mai știu numărul pe din afară. Au fost prea puține și de asta. Deci, e o mică istorie prealabilă în legătură cu această ordonanță. În noiembrie-decembrie am avut discuții la inițiativa colegilor în legătură cu o problemă reală din sistemul judiciar și anume faptul că în anumite instanțe trenează foarte mult cazurile sau judecățile privind achiziții publice, în special pe fonduri europene. Există la Ministerul Fondurilor Europene și o evaluare, o statistică cu privire la fondurile pierdute de România prin neangajare ca urmare a duratei lungi a judecăților. Sunt cifre de ordinul sutelor de milioane de euro, le au colegii acolo. Nu vreau să spun prin aceasta că există o culpă exclusivă a magistratului. Vă spun care sunt datele. Dânsii au inițiat discuția și mi-au spus cum putem să facem să urgentăm aceste judecăți. Am explicat cum e chestiunea pe care le-am spus și aici, cu logistica, sălile de judecată, schemele de personal, etc., aglomerarea unor instanțe și atunci mi-au spus că vor veni cu o inițiativă în care să propună suplimentarea schemelor de personal la instanțele care au astfel de judecăți, atât cu posturi de judecători, cât și cu posturi de grefieri, ba chiar să propună și un fel de proiect pilot prin care să pună la dispoziție echipe de tehnicieni care împreună cu administrația instanțelor să genereze proiecte pe fonduri europene care să ajute la îmbunătățirea logisticii și atragerea de fonduri pentru dotarea instanțelor. Urmând să avem această discuție în continuare în luna ianuarie-februarie a anului curent. Am avut o primă discuție la nivelul CSM informală cu privire la acest principiu. Am găsit deschidere acolo. Și lucrurile au rămas o perioadă în această stare. Din contextul pe care îl cunoașteți, s-a accelerat această inițiativă legislativă și, într-adevăr, am fost în ședința de guvern în fața unei decizii. Fie să încerc să blochez cumva inițiativa colegilor provocată de moțiunea de cenzură, dar în același timp să pierd pentru sistemul judiciar câteva zeci de locuri de judecători și mai ales de grefieri, foarte important acest lucru, la instanțele care sunt mare nevoie cu aceste posturi,
pentru că nu era avizul CSM, cum ați spus și noastră, pentru acele două, trei prevederi, da? Fie să câștigăm aceste posturi și să urmează să vă dau un răspuns dumneavoastră la comisia de audiere, când mă veți întreba, eu știind, cum știu și dânsii, cum probabil știți și dumneavoastră, că nimic din ceea ce privește sancțiunile disciplinare aflate în acolo în ordonanță nu e diferit de ce e deja în lege. Deci nu s-a agravat cu nimic, practic s-au reluat niște dispoziții legale existente. Și încurajat oarecum în sinea mea și de consultările anterioare, știind că mai mult câștigăm pentru sistemul judiciar decât pierdem, de fapt nu pierdem nimic, da. Pentru că acele principii din ordonanță, repet, nu sunt cu nimic diferite de ceea ce există deja în lege. Diferența este că sistemul judiciar primește prin această ordonanță bugetat un număr de locuri de judecători și de grefieri importante. Chiar și ieri am primit neoficial din partea unui șef de instanță mulțumiri pentru acest lucru. Iată care a fost rațiunea. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare. Ați ridicat mai multe nuanțe. În primul rând, da, aveți dreptate, o serie de asociații în mod constant au susținut înființarea secției, respectiv acum se opun desființării ei. La fel de constant, alte asociații, și trebuie să spunem și lucrul ăsta, nu pentru a echilibra balanța unei discuții pe care noi doi o știm, o cunoaștem, știm că nu suntem de acord în această privință. Dar există și Forumul Judecătorilor și alte, AMASP și alte asociații care spun, domnule, nu trebuia înființată secția și trebuie desființată. Da. Noi suntem la mijloc, știți? Da. Bun. În ceea ce privește avizul CSM, la urma urmei, CSM se poate pronunța acum pe proiectul de lege pe care l-am trimis la CSM pentru dezbatere și avizare. Vom vedea care va fi avizul înainte de a veni cu el în Parlament. Doamna secretar de stat Barac niciodată n-a spus ce a spus dumneavoastră, ați deturnat puțin sensul vorbelor domniei sale, a pledat pentru păstrarea secțiilor, spunând că la urma urmei un magistrat, dacă este onest, nu are a fi preocupat de faptul că există anchete judiciare în ceea ce îl privește. Asta a fost sensul celor spuse de doamna Barac. Da. No, așa e, luați discursul sau, mă rog, interviul și vedeți-l. Nu. Deci, dânsa a spus așa că nu, ceva de genul, judecătorii onești nu au a se preocupa de acest lucru. Da. Și chiar mi se pare puțin exagerat să o puneți în cauză pe doamna secretar de stat Barac. Dacă am avea mai mulți ca dânsa minister, n-ar fi rău deloc. Bun, domnul ministru, am înțeles. Acum să vă spun ceva. Eu cred că orice persoană care este cercetată ar trebui să se preocupe de dosar, dar mă rog, acum știți că în general era vorba de judecători care erau cercetați de DNA, având de judecat cauze instrumentate de DNA. Asta era, de fapt, substratul pe care îl cunoașteți foarte bine și CSM-ul, să știți că s-a opus la vremea respectivă cu următoarea motivație. Când dorința de a scoate factorul politic din numirea procurorilor de rang înalt, așa cum se întâmplă la DNA și la DICOT, unde Ministrul Justiției propune avizul CSM consultativ, președintele numește, au zis că la această secție să nu se facă la nivel de direcție, să nu aibă regimul DNA și DICOT, ci numirea să rămână la nivelul CSM, respectiv al garantului independenței justiției și gestionarul carierei. E adevărat că sunt unii care vor să scoată factorul politic din ecuația numirilor atunci când factorul politic nu e ăla bun. Domnul Marton Arpa, domnul deputat Marton Arpa, dar a făcut o precizare, nu o întrebare, doar o precizare, m-a rugat să intervină foarte rapid. Mulțumesc. Da. Domnule ministru, pur și simplu m-ați surprins prin răspunsul dumneavoastră prompt, cum că în ordonanță n-ar fi nimic legat de alegerile în 2020 concomitente. Mi-a trebuit câtva timp să caut textul din monitorul oficial, vi-l citesc. În situația în care alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alegerilor locale generale din anul 2020, în țară, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în aceleași interval de timp, cu aceleași ștampile, cu mențiunea votat pe buletine de vot separate,
prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale cu semnături distincte pentru fiecare tip de scrutin. În situația prevăzută la aliniatul 1, votarea poate fi prelungită până la 23:59 în condițiile prevăzute de articolul 88 din legea numărul 208 din 2015 cu modificările și completările ulterioare. Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau ambele scrutine în condiții legii. Deci, asta este textul din ordonanță. Înseamnă că, într-adevăr, colegii mei au avut dreptate când au avut suspiciunea că nu ați dat consimțământul, poate n-ați citit această ordonanță din moment ce ați enunțat clar că nu se vor organiza concomitent. Vă mulțumesc. Vă citesc și eu un alt text tot din ordonanță, că ele trebuie corelate. Încă ordonanța stabilește un cadru, da, și nouă ni se părea la fel amuzant când ni s-a explicat, trebuie să corelăm dispoziție, că aparent, te-am spune, cum conciliezi A și B dacă spun lucruri diferite, pe dacă îl citești și pe C, o să vezi că se împacă. Deci articolul 7, indice 2, alinia 2, spune așa, în cazul în care după data începerii perioadei electorale corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate, începe perioada electorală aferentă altor alegeri locale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate vor îndeplini în mod corespunzător și atribuțiile, ascultați-mă, vă rog, până la capăt, da? Și atribuțiile prevăzute de legea care reglementează scrutinul respectiv. Iar aliniatul următor, aliniatul 3, spune așa, în cazul aliniatului 1 și 2, votarea va avea loc la date diferite. E ceea ce am spus și eu mai devreme. Votarea va avea loc la date diferite. Deci argumentul că sunt multe buletine de vot îngrămădite în acea zi în brațele bietului alegător, care el nu știe oricum cu cine votează, cade. Articolul 4 zice, în aceeași secție, la aceeași dată, v-am și... că este o ordonanță cadru. Nu fac altă secție în altă parte, dar dumneavoastră ați ridicat din decizia CCR chestiunea concomitenței acțiunii de vot. Ori nu există această concomitență, în două zile diferite. Bun. Fiecare bănuiesc că s-a edificat și consideră că a înțeles corect și ce a spus domnul ministru și ceea ce a susținut domnul deputat Martonar. Pa domnul deputat Stelian Ion. Mulțumesc. Urmează domnul deputat Vasile Varga. Mare emoții pentru soarta acestui guvern nu ar trebui să existe pentru că ne pregătim noi așa de alegeri anticipate. Aș vrea să adresez două întrebări. Una referitoare la proiectul de lege cu privire la desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție și alta referitoare la procedura numirii procurorilor de rang înalt. Cu privire la prima chestiune, ar trebui să fim corecți și să observăm că această concluzie, cum că secția nu mai poate continua în felul în care a fost concepută și ar trebui desființată, a fost trasă de către predecesoarea dumneavoastră, doamna ministru Ana Birceal, a avut această concluzie și mă miră atitudinea colegilor din PSD care se dezic de propriul ministru. Dar, după cum știm, au și exclus-o pe doamna Birceal tocmai din cauza acestor nepotriviri, să spun așa, de concepții. Cu privire însă la acest proiect de lege, noi avem cu totul alte nemulțumiri decât colegii din PSD. Colegii noștri își doresc menținerea secției, noi ne dorim desființarea secției în acord și cu ceea ce ne-a recomandat Greco, ceea ce ne-a recomandat Comisia de la Veneția. Însă, nu trebuie să cădem în extrema cealaltă, un echilibru este necesar. Extrema cealaltă fiind atinsă de proiectul de lege pe care l-ați făcut public și pe care l-ați înaintat spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii. S-a creat acolo, odată cu desființarea secției speciale, secției de investigare a infracțiunilor din justiție, o imunitate specială a magistraților pe care nu și-au dorit-o, pe care foarte mulți dintre domniile lor, prin asociațiile la care ați făcut referire mai devreme, au criticat-o. Și de asemenea s-a creat o putere foarte mare,
neexistentă înainte, în persoana procurorului general, în pixul căruia va atârna, dacă va fi votat acest proiect, soarta tuturor anchetelor penale care se referă la magistrați. Prin aceea că punerea în mișcare a acțiunii penale va depinde de aprobarea procurorului general. Aceste două chestiuni au fost criticate, repet, nu doar de către noi, ci și de către magistrați, și vreau să vă întreb dacă, după ce ați văzut semnalele din spațiul public, puteți trage concluzia că a fost o propunere neinspirată. A doua chestiune se referă la numirea procurorilor de rang înalt. Exact cum a spus, de ani de zile trena această problemă, se tot prelungeau aceste mandate și aceste situații de interimat, însă documentele internaționale ale instituțiilor cu care colaborăm bine ne-au recomandat de-a lungul timpului, și vă pot cita, dar știți cu siguranță aceste recomandări, că ar trebui să promovăm, să adoptăm un sistem legislativ de numire a procurorilor de rang înalt, suplu, transparent, în care, pe cât posibil, factorul politic să fie diminuat. Noi, acum, în loc să discutăm de principiu pentru crearea unui astfel de sistem care să nu mai pună presiune pe magistrați, care să nu mai creeze impresia că politicienii doresc un control asupra justiției, discutăm de persoane. Discutăm de faptul că numirile noastre sunt mai bune decât numirile celor dinainte, că preferințele noastre sunt categoric infailibile și putem garanta noi pentru propunerile pe care le facem. Este un mod greșit de abordare. Am spus că legislația trebuie modificată și accept faptul că nu se poate face peste noapte, mai ales față de referendumul care a fost votat. Dar se poate face în Parlament. Nu există niciun proiect și niciun grup de lucru, așa cum s-a propus inițial în momentul în care ați primit investitura, în acest sens, de a lucra la un astfel de proiect de lege. Mai mult decât atât, eu consider cu o grabă nejustificată s-a mers spre a se face aceste numiri și aceste selecții, ceea ce a dus la o situație care ar fi trebuit evitată. Și aceea este bine cunoscută de dumneavoastră. Două dintre cele trei propuneri de procurori, mă refer la funcția de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul șef DIICOT, au primit avize negative de la CSM. Ori în acest context în care, în cadrul MCV, rapoartele Comisiei Europene au spus foarte clar că până la modificarea legislației, și citez, ca să fiu foarte exact, respectarea vizelor negative ale CSM cu privire la numirea în postul de conducere a procurorilor sau la revocare, nu e cazul, la numirea procurorilor care ocupă postul de conducere până la instituirea unui nou cadru legislativ în conformitate cu recomandarea 1 formulată în ianuarie 2017. Deci ar fi trebuit respectat acest lucru și noi am solicitat public și, desigur, această solicitare cred că a ajuns și la dumneavoastră. V-am solicitat public să retrageți aceste numiri pentru care s-a primit aviz negativ. Și nu e vorba de persoane, pot fi cei mai buni profesioniști. Dar din moment ce există un astfel de aviz negativ, există și se poate specula în spațiu public, există un dubiu cu privire la oportunitatea acestor numiri. Veți replica probabil și veți spune că legislația, odată ce ați dat drumul mai departe, da, foarte scurt, că am văzut și acest răspuns, că ministrul, odată ce a făcut propunerea, nu și-o poate retrage. Eu vă spun că și-o poate retrage, pentru că legea spune cine face propunerea, legea nu interzice ministrului să o retragă. Mai mult decât atât, niște decizii ale Curții Constituționale din 2018, pe care le-am criticat atunci, dar de care suntem obligați să ținem cont, spun foarte clar că ministrul justiției este cel în centrul acestei proceduri și are o putere discreționară. Mai mult decât atât, avizele Consiliului Superior al Magistraturii sunt adresate în principal ministrului, care el trebuie să decidă. În principal, și mai puțin președintele. Deci președintele are un rol bine definit,
Dar, în primul rând, ministrul, după ce s-a dat acel aviz, ar trebui să facă această alegere. Și vă întreb, acum, în momentul în care încă președintele nu a făcut o alegere cu privire la aceste nominalizări, aveți în vedere posibilitatea retragerii acestor propuneri? Mulțumesc! Bun, mulțumesc și eu. Aș vrea să nu perturbe colegii PNL pe parlamentarii care critică vehement, dar vor vota pozitiv avizul pentru ministru. Era bine, domnul Sterian, nu mi-a adus aminte, într-adevăr, așa este. Recomandarea spunea că nu numai la numire, ci și la revocare ar trebui să țină cont de aviz. Poate spuneați asta și în momentul în care ne rugăm de președintele României să-l demită odată pe Augustin Lazăr, mai ales după dezvăluirile celor care au fost închiși la IUD ca deținuți politici. Domnul ministru, vă rog. Da, întâi legat de SIJ, mi-ați spus așa că au existat critici cu privire la proiect și că în lumina acestor critici întrebați dumneavoastră dacă aș considera sau nu propunerea neinspirată. S-ar putea să vă surprindă răspunsul. În niciun caz criticile respective nu au fost neașteptate, au fost anticipate. Prin urmare, în niciun caz n-am motiv de insatisfacție, ci de satisfacție. Și acum am să explic de ce, pentru cei mai puțin familiarizați cu subiectul. Există două opinii foarte clar separate. Nu mai stăm să numărăm acum câți susțin pe una, câți susțin pe cealaltă. Da. Privire la desfințarea SIJ. Noi avem la Minister o situație. Dar acum vorbim de nivelul CSM, da, unde am trimis proiectul. Acest proiect a conținut, pe lângă ideea de bază, pe care am explicat-o la prima întrebare, desfințarea SIJ și revenirea competenței la DNA, și două soluții, două filtre care au fost gândite în ideea de a îi asigura pe cei care au încă temeri cu privire la faptul că s-ar putea comite abuzuri, că există o măsură de siguranță acolo. Că ele pot fi discutate, eliminate, modificate, este cu totul și cu totul altă discuție. Dar asta se va face la nivel de CSM și apoi la nivel de Parlament. Deci e un proiect care a născut și comentarii favorabile și critici, așa cum naște orice proiect. Să ne ferească Dumnezeu de proiectul care nu e criticat de nimeni. Ajungem la altceva acolo. Deci nu cumva că nu consider propunerea neinspirată, dar o consider foarte inspirată, tocmai din perspectiva criticilor respectiv. 2. Doar pentru a intra în nuanțe, pentru că ați invocat MCV și ați spus, da, în MCV să recomandă, să modifice legea, etc. La pagina 6 din raport se vorbește de ideea ca acest proces de numire, și citez acum, proces de numire a procurorilor de rang superior să fie mai solid și independent, am încheiat citatul. Și iară citesc, în raportul MCV din 2018 fuseseră exprimate preocupări legate în special de procedurile în curs de numire și revocare pentru funcțiile și enumeră funcțiile, DNA, procuror general, etc. Am încheiat citatul. Ce vreau să spun cu asta? Raportul vorbea de o procedură în curs. Eu nu discut acum dacă are sau nu dreptate în punctul la raport. Vreau să spun doar un singur lucru. Atunci când se referă la nevoia de a modifica legea sau de a face proceduri mai robuste, mai transparente, avea în vedere procedurile anterioare, criticate. Repet, nu discut acum, critică bună sau rea, că intrăm într-o polemică de nu mai terminăm audiere. Da? Dar asta ce vreau să spun este că nu a ținut cu nimic ministerul să inițieze proceduri în măsura în care le-a făcut transparente. Ba chiar mai mult decât atât, există de asemenea o recomandare în raport în care se vorbește despre nevoia de stabilitate a Ministerului Public, pentru că este, trebuie să recunoaștem, imposibil să aștepți eficiență de la un minister public în care toate posturile de vârf, procuror general, adjunct, prim adjunct, șef de secție, adjunct de șef de secție, DNA, DICOT, aceeași situație, sunt vacante sau ocupate temporar.
practic nu ai conducerea acolo operativă în deplinătatea autorității și legitimității date de lege. Nu? Și atunci să nu ne mirăm că eficiența e AKR. Nu mai puteam aștepta un an de zile, că atâta va dura să fim serioși cu tot ce urmează. Și dacă ținem alegerile anticipate și dacă ținem la timp, ca să nu ne mai grăbim, să nu le mai schimbăm la fiecare 4 ani legile, trebuie să facem un lucru durabil aici. Va dura acest lucru. Nu noi și dumneavoastră și eu și colegii. Nu noi spuneam domnului Iordache și colegilor, domnule, luați-o mai încet. De ce ne grăbim? De ce repede? Hai să mai stăm puțin. Păi nu noi spuneam lucrul ăsta. Și acum noi ce să facem? Să facem invers? Nu facem invers. Deci nu repet să modific legea printr-o ordonanță de urgență ca să-mi aranjez un proces de numire a procurorilor. Îmi pare, oricum am putut să-l fac de facto. Și am arătat că se pot face bune practici de facto prin decizie ministerială. Că ulterior, dumneavoastră, colegii, le veți introduce sau nu legea, e altă discuție. Dar asta o să o facem mai târziu un pic. Acum, mă întrebați. De ce spuneți așa, că avizele sunt de fapt pentru ministru, nu pentru președinte și că ministru ar trebui să retragă propunerea? Păi vă citez din lege, direct. Secția pentru articolul 40 alinea 2 din legea 317, 2004 privind CSM. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera procurorilor. Două puncte. Litera A. Prima atribuție. La propunerea Ministrului Justiției, făcută deja, înaintează președintelui României propunerea pentru numirea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim adjunctul adjunctului acestea procuror, șef al DNA, adjuncții acestuia procuror, șef al Direcției de Investigare a Infracțiunii de Criminalitate și Justiție și adjuncții acestuia. Deci, și înaintează această propunere și spune la litera B cu avizul respectiv. Ele avizează. Deci, de ce este această configurație a legii? Pentru că, în mod corect, se gândește următorul lucru. Avizul este consultativ. Și cine trebuie să țină cont de avizul consultativ sau să nu țină cont? Că de-aia e consultativ. Decidentul. Ministrul Justiției nu e decident. Ministrul Justiției propune, decide cu privire doar la propunere. Numirea o face președintele României. Bun, deci suntem perfect în lege, ba chiar aș interveni peste atribuțiile CSM-ului să vin acum să spun, le retrag chiar dacă ați dat aviz, domnule, sunt ajunse la președinte. Nu, legea. Explic domnului deputat de ce. Nu mă pronunț cu privire la avizul dat în concret, că am fost invitat să fac și acest lucru. Nu pentru că vreau să mă derobez. O să mă pronunț, dar e o procedură în curs. Da, nu, și aștept să se termine procedura. A protestat față de faptul că a fost propusă doamna Chioveși pentru nou mandat la șefia parchetului general împotriva avizului negativ și de-aia era recomandarea aceea să ținem totuși cont de acest aviz. Domnul deputat Sterian, eu vă rog precizare. Articolul 40, la care ați făcut referire, 40 alineatul 2 din legea 317, se referă, e adevărat, la o procedură administrativă suplă, e normal ca dosarul să plece mai departe la decidentul final, să spun așa. Uitați ce spune decizia Curții Constituționale 358 din 2018, Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru Procurori, emite un aviz consultativ care este reper pentru Ministrul Justiției. Deci după ce a emis avizul, Ministrul Justiției este cel care, în final, ia decizia de a susține în continuare propunerea. E adevărat, atunci vorbeam de revocare, dar pentru identitate de rațiune, pe foarte multe chestiuni, lucrurile sunt asemănătoare, numire și revocare. Sunt particularități, dar aici există identitate de rațiune categoric și oricum Ministrul Justiției este cel în centrul acestei proceduri. E absurd să spunem că ministrul, odată ce a făcut propunerea, nu mai are absolut nimic de spus. Nu numai că vorbeam de o revocare, dar vorbeam pe o altă prevedere a legii între timp, s-a modificat. Dar vă spun, ca să duc până la capăt și, expunerea punctului meu de vedere. Fiți încredințat, deși procedura e în curs, nu ai cum să o oprești. Dar aș fi găsit o cale să-mi exprim, într-un fel sau altul, părerea, chiar și direct, dacă eu aș fi considerat că președintele ar trebui să respingă aceste propuneri din cauza sau din pricina avizului negativ. Eu cred în procurorii pe care i-am propus,
și o să-i apăr după ce se închide procedura, indiferent cum se va închide procedura. O să-mi spun și eu atunci câteva puncte de vedere, inclusiv cu privire la acest aviz, dar nu o fac acum, pentru că respect Consiliul, respect procedura, aștept să decidă domnul președinte. Bun, domnul senator, nu, domnul deputat Vasile Varga, urmează domnul senator Iancu Caracota. Stimați colegi, mai sunt înscriși 8 deputați și senatori. Dacă nu mai sunt alte solicitări, aș închide aici lista. 9. Mulțumesc, domnul deputat Varga, vă rog. Vă mulțumesc pentru că am auzit niște discuții înainte de a intra în sală pe holul comisiei noastre și pentru a dezamorsa, cred că întrebarea care v-ar fi pus-o altcineva, o să vă pun eu, tocmai eu, de la Partidul Național Liberal și nu de la altă formațiune politică. Și data trecută la fel mi-ați făcut. Tot dumneavoastră mi-a spus cea mai complicată. Cea mai frumoasă întrebare, tot eu v-am pus-o. Ați avut mai multe întâlniri individuale cu noul ambasador al Statelor Unite, Adrian Zuckerman. Câte asemenea întâlniri ați avut? Unde au avut loc? Și ce ați discutat? V-am pus eu această întrebare, domnule ministru, pentru că întrebarea de altfel urma să o pună altcineva de la alte formațiuni politice. Mulțumesc foarte rapid. Întâlnirile n-au fost deloc individuale, au fost în prezența unei delegații și de o parte și de alta. Au avut loc două la Ministerul Justiției, una la ambasadă. La Ministerul Justiției de fiecare dată am discutat despre pregătirea profesională a magistraților. Pe scurt, ni s-a oferit sprijin pentru orice tip de pregătire profesională a procurorilor în materie de combatere a corupției și traficului de persoane. Iar la ambasadă nu a fost practic o întâlnire, am lansat împreună un astfel de program pilot de pregătire a unor experți în citirea și decodarea declarațiilor martorilor, corelarea lor, etc., cu experți americani. În general, ni s-a oferit sprijinul pentru toate aceste forme de pregătire profesională. Vă mulțumesc, sper că ați dezamorsat pentru unii și această situație. Da. Bun. Domnul senator Iancu Caracota, urmează doamna senator Scântei. Sunt cei care vă critică aspru, dar sever, votându-vă pozitiv. Domnule ministru, ați declarat la precedentele audieri că vă veți implica activ în lucrările Consiliului JAI și în relația cu Uniunea Europeană. Puteți să ne spuneți concret în aceste direcții ce ați făcut în precedentele 3 luni de mandat? Da, pot să vă spun concret ce poziție am avut la Consiliul JAI de la Zagreb, în Croația, desfășurat în urmă cu o lună jumătate, unde am susținut, cum arată și stenogramele, dacă vreți, ședințelor, faptul că nu înțeleg să avem standarde diferite în ceea ce privește justiția și anticorupția în Europa, că doresc să avem un mecanism de evaluare pe toate statele membre și nu doar pe unele dintre ele și că, în general, doresc să avem atât anticorupție în orice stat membru al Uniunii Europene, cât avem și în România și cetățenii europeni să beneficieze de servicii publice judiciare de aceeași calitate peste tot. Am avut recent și o întâlnire la Comisia, împreună cu Comisia Europeană, la Ministerul Justiției. Am reluat colaborarea, discutăm colegial și pe bază de cooperare. Și nu văd cum ar putea sta altfel lucrurile nici în viitor. Da, cu precizarea că MCV-ul extins la toată Uniunea Europeană nu va fi o condiție de aderare la Schengen, așa cum e pentru România și pentru Bulgaria. Doamna senator Scântei, vă rog. Renunț la întrebarea, a fost pusă de un alt coleg. Mulțumesc. Un lucru bun. Domnul deputat Dunavă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ce funcții sau activități mai exercitați pe lângă funcția de ministru? Prima întrebare. A doua întrebare, ați participat sau ați adoptat ordonanțe de urgență fără avizul Consiliului Legislativ? Și a treia întrebare, la audierea precedentă de acum 3 luni de zile, ne-ați spus, ne-ați precizat că veți lua o serie de măsuri cu referire la Arhiva SIPA.
Vă rugăm să ne comunicați ce măsuri ați luat cu privire la această arhivă până în prezent și să ne răspundeți și la celelalte două întrebări anterioare. Da. Altă funcție, sunt deputat, că n-am renunțat la această funcție. Nu am nicio altă funcție, nici publică, nici privată. Sau altă activitate? V-am întrebat funcție sau activitate? Nu. General vin la Ministerul Justiției pe la 8:30 și plec în plec. Da, și merg și la Ambasada Statelor Unite când e să lansez programe de pregătire profesională, de pregătirea experților noștri să prindă infractori, dacă asta e dacă ceva rău. Dacă veneți și la Parlament cu aceeași frecvență, cred că multe lucruri erau lămurite până la această Nu, domnul președinte, la Parlament... Cele două întrebări, vă rog. Merg regulat la Parlament, da? De fiecare dată când suntem invitați acolo, mers o singură dată. Dar nu văd ce e rău. Adică, știți, într-un fel, eu n-am vrut să dezvolt răspunsul respectiv. Există și această tendință de a considera, aproape că trebuie să ne cerem scuze că avem bune relații cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și ale SUA. Aproape că trebuie să ne cerem scuze. Când, la urma urmei, în aceste discuții, dacă dumneavoastră nu știți, nu ni se cere nimic, ni se oferă aproape tot. Suport, expertiză, fonduri financiare, pregătire. Care este problema și de ce vă supără că într-o bună zi experții români o să fie mult mai eficienți în combaterea infracțiunii? Sau, nu vreau să întreb altfel, ce ambasade ar trebui să vizităm ca să fie mulțumită și opoziția? A Bulgariei, spre exemplu. Întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2. Deci, întrebarea noastră, domnule deputat, prima dintre ele, este ori fără sens, ori este insinuantă. Motiv pentru care pot să vă calific între patru ochi. Dar, la întrebarea numărul 2, ați spus dumneavoastră ce fac cu arhiva SIPA sau asta era al treia, nu mai știu. Nu, aceasta era al treia. V-am întrebat dacă ați participat la adoptarea de ordonanțe de urgență fără avizul Consiliului. Da, am promovat o ordonanță de urgență, una singură a promovat Ministerul Justiției, a avut toate avizele necesare și Consiliul Legislativ și CES, da? Întrebarea numărul 3, SIPA, da, am avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului Național pe studierea arhivelor securității, pentru că dânsii sunt interesați de accesul în arhivă și ar dori să studieze o serie de documente acolo. Am deschis, dacă îmi permiteți, domnule, nu vă grăbiți, există început și final. Dacă așteptați până la final, multe se luminează, să știți. Deci, pe parcursul discuției, eu i-am spus domnului președinte că Ministerul Justiției nu are niciun interes în această arhivă, se poate cerceta din partea noastră de către CNSAS, fără probleme. Trebuie însă să vedem cum modificăm cadrul legal, pentru că la ora asta există cadrul legal care obligă la o inventariere a arhivei până în iunie 2020. Estimările experților, că ați vedeți ce bine a fost făcut cadrul legal, nu spun de către cine, sunt în sensul că ne-ar mai trebui vreo 25 de ani ca să putem evalua pe sistemul gândit toată arhiva. Din punctul de vedere al Ministerului Justiției, mâine, dacă o puteți prelua dumneavoastră, veniți și o preluați, dar arătați-mi o lege că o preluați. Faceți aici o lege și spuneți, preluăm noi arhiva și o punem acolo în colț. Domnul mâine ministru, vă dau cu fundiță. Ce cred eu că trebuie făcut, revenind? Sunteți membru al aceluiași parlament, să știți. Da. Puteți să vă cereți singur această chestie în calitate domnul de deputat. Cerban, ce vreau să subliniez la modul foarte serios este că Ministerul Justiției nu are niciun interes în această arhivă. Și că în măsura în care putem să avem un cadru legal cât mai rapid, noi suntem pentru transferul la Arhivele Naționale, la CNSAS, nu știu, în custodia Parlamentului, dacă găsim cu cale ca să trebuie să facă Parlamentul, orice formulă. Pentru noi nu e o problemă. Bun. O precizare, vă rog frumos, domnule președinte, referitor la faptul că prima întrebare a fost insinuantă, eu v-am întrebat doar în spiritul articolului 84, alineatul 4 din legea 161/2003, care precizează foarte clar că, pe lângă funcțiile pe care le aveți, puteți să desfășurați și activități didactice, de exemplu. Mai adică am vrut doar să ne lămurim dacă vă încadrați la alineatul 4, articolul 83, sau bun, alte aliniate. A fost o întrebare perfect legală și elegantă, fără a face nicio insinuare. Am înțeles. Și putem discuta și între patru ori, să știți, fără nicio problemă. Eu vă încurajez să luați legătura cu ambasade ale statelor membre ale Uniunii Europene. Eu, spre exemplu, aș fi foarte curios să aflu de la ambasadorii Olandei
Suediei, Belgiei, Germaniei, cum au rezolvat marile dosare de corupție, obligând companii să plătească despăgubiri de miliarde de euro pentru a nu ajunge în fața instanței de judecată. Eu cred că ar fi o... Chiar dacă la noi dosarele de corupție sunt pe două sicle de vin și un cocoș, dar ei închid dosare de miliarde de euro de corupție și poate că soluția ar putea fi extinsă, orice bune practici pot fi preluate. Domnul senator Corlățean, urmează doamna deputat Cătăniciu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule ministru desemnat. Eu am ascultat cu mare atenție prezentarea principală pe fond pe care ați făcut-o pe teme importante, pe unele le cunosc ceva mai bine, executarea hotărârilor Curții Europene, mai ales în spețele menționate și dificultățile care decurg din populismul politic fără limite practicat în urmă cu un an, care a condus nu Parlamentul, ci populismul, care a determinat un vot în Parlament, care a generat abrogarea fără discernământ, fără selectivitatea recursului compensatoriu. Și în luna martie, la reuniunea de H, vor fi mari probleme dacă nu venim cu o soluție. Dar nu asta e problema. Eu respect buna credința colegilor, colegelor senatori, deputați care s-au angajat în dezbaterea de fond, au pus întrebări. Vă spun cu deferență, audierile de ieri, de astăzi și de mâine sunt perfect inutile. Și știm cu toții dumneavoastră, nu doriți să fiți votați și nu doriți să vă votați, noi nu dorim să vă votăm și nu vom face acest lucru. Așa încât nu intru în dezbaterea de fond. Am o singură solicitare pentru o rațiune extrem de simplă. Este vorba de viața unor cetățeni români. În ultimii doi ani, instituția, și aici mă refer la instituția Ministerului Justiției, a fost perfect inertă în a gestiona negocierea trei acorduri bilaterale cu un stat care se numește Malaysia și în special cu un acord care privește transferul persoanelor condamnate. E vorba de situația celor trei cetățeni români condamnați la pedapsa capitală pentru așa zis trafic de droguri, cei care cunosc subiectul și care s-au implicat discret până acum și care au reușit stoparea aplicării pedepsei capitale și într-un caz cel puțin comutarea pedepsei, speră încă faptul că Ministerul Justiției ca instituție va finaliza, se va trezi din somnul cel de moarte și va finaliza negocierea măcar a acordului privind transferul persoanelor condamnate, astfel încât să putem să-i aducem pe acești oameni în țară, știind că gradul lor de responsabilitate în realitate nu este cel care a condus la pedeapsa capitală. Asta este o singură solicitare pe care vă adresez. Mulțumesc! Da, am notat solicitarea, domnule senator, la fel privind inacțiunea în ultimii doi ani, nu știu dacă sunt eu cea mai în măsură persoană să vă răspund de ce și de ce nu, dar să știți că direcția de specialitate a primit instrucțiunea necesară de la mine să operaționalizăm toate, mă rog, zonele în care mai avem nevoie de astfel de acorduri, ba chiar putem să spunem că a fost reportat și un mic succes, care e unul de echipă, hai să spunem așa, demersuri pe care le-am făcut pentru repatrierea unui cetățean român din China. Din păcate, e oprit acum de situația aceasta cu virusul, este în carantină. Altfel, da, avem o preocupare, am notat-o, mulțumesc, o să reiau instrucțiunile către direcția respectivă să urgenteze aceste lucruri, dar știți că un acord nu depinde doar de noi, trebuie să mai coopereze și partea cealaltă pentru transferul persoanelor condamnate și vreau să vă asigur, fără niciun fel de ironie sau în fază, domnule președinte, domnule senator, că toate aceste discuții legate de modul în care se face anticorupție în Uniunea Europeană se poartă și le port. Le-am purtat și în publicul Jaiului, Consiliului Jai și în întâlnirile bilaterale și le port nu numai eu, le poartă și alți colegi din alte state membre, pentru că, da, trebuie să avem un standard cât se poate de uniform în această privință. Și cum sunt sancționați aici cei care comit fapte de corupție, trebuie să fie sancționați peste tot în toată Uniunea Europeană. E adevărat că e mai ușor să vorbești aici decât acolo sau în fața lor astfel de subiecte, dar vă asigur că să discutăm. Bun, vă încurajez să depășim stadiul de discuții, poate concretizăm și noi ceva. Doamna deputat Cătăniciu, domnul deputat Dehelean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Asociația Magistraților din România, reprezentată legal de doamna judecător dr. Andreea Ciucă, simt nevoia să precizez cine sunt reprezentanții
acestor asociații, pentru că la prima întrebare care v-a fost adresată, dumneavoastră ați spus, citesc, că aceste asociații nu pot fi asimilate cu noțiunea de magistrați. Deci, revin, Asociația Magistraților din România, reprezentată legal de doamna judecător dr. Andreea Ciucă, în calitate de președinte, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, reprezentată legal de doamna judecător Florica Roman, în calitate de președinte, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, reprezentată legal prin doamna judecător Dana Gârbovan, în calitate de președinte, și Asociația Procurorilor din România, reprezentată legal de doamna procuror Elena Iordache, în calitate de președinte, au denunțat recent, au denunțat public, citez, modul subiectiv și netransparent de întocmire a rapoartelor Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare și au solicitat refacerea raportului MCV din anul 2019, astfel încât noul raport să corecteze erorile vădite din raport și să reliefeze corect și complet situația justiției din România. Vă rog să-mi răspundeți dacă, în calitatea dumneavoastră de ministru al justiției, veți susține acest demers fără precedent al magistraților din România. Și o altă întrebare care derivă practic tot dintr-un răspuns al dumneavoastră pe care l-ați oferit la prima întrebare care v-a fost adresată. Ați afirmat că secția specială, citez, nu își poate îndeplini menirea pentru care a fost înființată, aceea de combatere a infracțiunilor din justiție. În consecință, aș vrea să-mi spuneți dacă Serviciul de Combatere a Corupției din Justiție, înființat în 2014, în cadrul DNA, și-a îndeplinit menirea și care considerați dumneavoastră că a fost acea menire? Bun. Legat de prima întrebare, mă obligați la o precizare prealabilă. Eu n-am spus că reprezentanții asociațiilor nu sunt magistrați, ci am spus că nu reprezintă magistratura, așa cum a spus și noastră, că e un demers al magistraților. Este un demers al unor magistrați, față de care am toată considerația și respectul. Sunt alți magistrați, față de care de asemenea am considerație și respect, care susțin complet altceva. Și anume că SIJ-ul nu trebuie desființat, că raportul MCV e bun și așa mai departe. Acum depinde pe ce asociație vrem să cităm. Da? După cum vedeți, eu nu m-am ferit să citesc pe unii sau pe alții. Încerc să fiu imparțial, să înțeleg și pe unii și pe ceilalți, să găsim o cale comună de a mișca lucrurile mai departe. În ceea ce privește raportul MCV, firește că nu pot accepta ideea că într-un astfel de raport sunt date care nu corespund realității. Dar de aici și până la a trage o concluzie cu privire la o poziție pe care trebuie să aibă un minister cu privire la acest raport, e o cale lungă. Pe calea aceasta lungă, asociațiile respective trebuie să vină să dovedească exact ce anume și din ce cauză a fost alterat conținutul raportului. Acest raport se constituie pe baza unor opinii ale membrilor comisiilor de evaluare, da? Dar și pe baza unor contribuții făcute de către instituții, inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii. Eu invit asociațiile să vină să spună ce instituție, în ce contribuție, în ce loc a relatat altceva decât e aveți, situația aveți public, e pe puncte, da. Vă spun eu. Comunicatul, comunicatele afirmații nu sunt probe, din raport și observații. Iar în ceea ce privește, da, acum e vorba de opinii, domnul senator. Da? Sunt opinii că, de exemplu, procesul de selecție în trecut n-a fost robust la procurări. Unii au opinia asta, alții au opinia cealaltă, dar nu, eu v-am spus, date v-am spus de comunicatul, da, respectiv, că, da, sunt concret identificate, bine, puncte unde cei semnatari apreciază că faptele nu corespund realității. Bineînțeles, o să mă uit fără niciun fel de prejudecată, bun, și pe astfel de poziția. A ieșit doua... ieri. Mai era o chestiune legată de misiune și ce misiune. Păi, misiunea este stabilită de lege, de a combate corupția. Luați bilanțul DNA, îl evaluați și dumneavoastră și vedeți dacă a fost bun sau nu a fost bun. Pentru că ba se reproșează că au fost excesiv de agresivi și au rezultatele acelea se datorează
acestei agresivități, mai ales se reproșează că n-au avut rezultate, cum pare că spuneți dumneavoastră. Când am spus că secția nu își poate îndeplini, v-am demonstrat de ce. Nu poți sta în București să anchetezi, nu vreau să dau exemplu unei localități, la 300 km de București. Cum o faci? Telepatic, cum o faci? Bun, la bilanțurile de leasă și să nici pișcoturile nu erau digerabile. Bun. Domnul deputat de Helean, urmează domnul președinte Halici. Da, vă mulțumesc. Domnule ministru, o întrebare mai scurtă. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de pensiile de serviciu ale magistraților, dacă susțineți menținerea lor sau abrogarea lor. Am trimis un punct de vedere la Parlament de la Ministerul Justiției, în acord cu primul ministru, să știți acest lucru, care mi-a acordat libertatea necesară unei poziții oarecum diferită față de a altor colegi, în acord cu conducerea liderului de grup, care a înțeles că este un subiect asupra căruia, da, că pot ca parlamentar și ca ministru să am o poziție diferită de cea a grupului, să mai întâmplă astfel de situații asupra subiectelor delicate. Și în acel punct, pe 15 pagini, am arătat de ce instrumentul legislativ promovat aici în Parlament n-a fost corect, nici din punct de vedere al soluției pe fond, nici din punct de vedere al soluției pe tehnică legislativă. Pensiile de serviciu sunt o problemă care trebuie rezolvată cu precizie tehnică, în sensul că nu trebuie să mai avem situații în care pensia în plată să depășească salariul în plată a unor magistrați, în sensul în care trebuie să scoatem din lege posibilitatea de a se cumula pe ultimele luni venituri cumulate, inclusiv din premii, din drepturi câștigate prin hotărâri judecătorești și stabilit în funcție de acele venituri, media veniturilor și respectiv pensia, și toate acele excese pe care chiar magistrații înșiși au spus că sunt de acord să colaborăm cu Parlamentul, cu Guvernul, să eliminăm această situație, pentru că, într-adevăr, nu pot să stăuiți nici la pensii care sunt de două ori cât un salariu, dar nici nu pot să aduci atingere statutului magistratului. Pentru că nu e o chestiune aici doar financiară, este o chestiune care ține și de statutul lor. În toate documentele internaționale, pensia de serviciu este legată de statutul de independență al magistratului și de interdicțiile pe care magistratul le are pe durata carierei sale. Și, de asemenea, se precizează că aceste pensii de serviciu trebuie să fie de un nivel cât mai apropiat de nivelul salarial în plată înainte să pensioneze. Mai adaug și faptul, care e o chestiune mai mult de Ministerul de Finanțe, că trebuie calculat cu foarte mare precizie cât înseamnă eliminarea pensiilor magistraților și grefierilor ca economie și cât înseamnă restul care rămân în plată. Deci toate aceste lucruri, cred că noi ca parlamentari trebuie să le avem în vedere în momentul în care se va pune probabil din nou problema unei discuții. O precizare, domnul deputat. Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Practic, dumneavoastră ați expus exact soluția pe care am propus-o noi cei de la USR și probabil că o să reușiți să-i convingeți și pe colegii dumneavoastră de partid să susțină varianta. Eu nu vreau să vă spun că v-ați luat după noi. Nu. Vă spun că am gândit independent. Nu? Mersi. Bun, domnul președinte Halici. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, propus și interimar, v-aș ruga în primul rând să-mi răspundeți la o primă întrebare. Dacă în cadrul ședinței de guvern cu celebrele 25 de ordonanțe de urgență, ordonanța de urgență privind alegerile anticipate a fost adoptată prin consens. V-a răspuns doamna coleg și nu pot decât să reiau răspunsul. Păi nu, dar dumneavoastră sunteți ministru și ați participat la ședință și trebuie să știm și opinia publică. Trebuie să știe trebuie dacă să știe opinia publică. Dumneavoastră știți sigur că în guvern nu se votează, în guvern se dezbate, nu, să discute. Eu nici n-am spus dacă ați votat. Eu am spus dacă a fost adoptată prin consens sau prin hotărârea premierului, pentru că legea de organizare și funcționare. Nu vă mai agitați, doamna Gorghiu, stați liniștită. Legea de organizare și funcționare a guvernului pentru opinia publică spune clar că hotărârile și proiectele de ordonanțe din guvern se adoptă prin consens sau, dacă nu există consensul, decide premierul. O întrebare scurtă și simplă. A fost adoptată prin consens alegerile anticipate sau a decis premierul? Nu există fisuri în guvernul Orban. Da. Deci prin consens, da? Bun. Și atunci cum motivați dumneavoastră încălcarea legii 73 per
1993, cea privind organizarea și înființarea Consiliului Legislativ, care spune foarte clar că toate proiectele de hotărâri de guvern și de ordonanțe se supun adoptării în ședințele de guvern numai cu avizul Consiliului Legislativ. Și bolduiesc pentru opinia publică și pentru toată lumea, numai. Da. Și cu atât mai mult, mai fac precizarea și completarea pentru opinia publică, că acest aviz a fost cerut în data guvernului de 4-a-2-a, ulterior ședințe de guvern, și a ajuns la Consiliul Legislativ în data de 5-a-2-a, ziua în care a fost și demis guvernul Orban. O să vă răspund. Și o să încerc un răspuns care să elimine toate aceste politizări care au fost de la data ședinței de guvern și până astăzi. Că la urma orei, dacă vrem să discutăm un subiect serios, hai să facem în mod onest, ținând cont de toată practica guvernelor, pentru că aici s-au combinat mai multe lucruri. Vedeți dumneavoastră, guvernul la momentul ședinței se afla în următoarea situație. Pe de o parte, avea moțiunea de cenzură care putea trece, s-a dovedit că a trecut. În față aveau multe de probleme, lăsat moștenire, da. În stânga, foarte grea, nu grea, foarte grea. Și în stânga, dacă vreți, o prăpastie a consecințelor dacă nu acționa în anumite cazuri. A luat decizia să acționeze. Iertați-mă, dar nu mă veți convinge să cobor nivelul acestei discuții. Am fost întrebat, vreau să răspund cât se poate de serios. Dacă vrem să vedem care e adevărul și să vedem unde, de fapt, este o problemă. Este o problemă la nivel de proceduri, la nivel de legi care sunt prost făcute și nu țin cont de realitatea în care funcționăm de zeci de ani. Pentru că în acel moment este lege, dar n-are sancțiune, domnul coleg. Aici este problema. Nu. În acel moment, guvernul n-a făcut altceva decât să urmeze o cutumă pe care au urmat-o toate guvernele în ultimii 30 de ani. Respectiv, ca în timpul ședinței de guvern, respectiv imediat după finalizarea ședinței de guvern, proiectele de lege sau proiectele de acte normative, în mod general, care nu aveau avizul Consiliului Legislativ, erau transmise imediat pentru aviz. În timpul, așa au făcut toate guvernele, așa au făcut și guvernele dumneavoastră, și guvernele dinaintea guvernelor dumneavoastră, și tot așa. Pentru că, acest Consiliu Legislativ era la rândul său pregătit să le emită. Întrebarea care se pune este, de ce din momentul în care aceste cereri au ajuns la Consiliul Legislativ și până la momentul la care guvernul a căzut, nu s-a emis niciun aviz? Asta este elementul de noutate care a creat discuția. Altfel, și dumneavoastră și ceilalți, noi toți, am fi trecut peste subiect, pentru că nu era nimic diferit decât ce au făcut guvernele, repet, timp de 30 de ani, urmând o uzanță. Am voie la un răspuns, domnul senator. Nu, o precizare. Avizul Consiliului Legislativ nu spunea că nu aveți voie să dați ordonanțe de urgență pentru că este un guvern demis. Avizul, așa cum v-a citit domnul președinte Halici, se referă la faptul că nu s-a solicitat avizul Consiliului Legislativ anterior adoptării ordonanței de urgență. Exact asta nu de faptul că e un guvern demis. Domnul președinte. S-a solicitat după adoptarea, asta era singura precizare. Anumite unele s-au solicitat din ședință, altele s-au solicitat în apropierea finalului de ședință. Problema care a apărut, dacă vrem să vorbim, cum să spun, să spunem adevărul și să nu mai atacați dumneavoastră pe o chestiune pe care o știți că s-a întâmplat totdeauna în acest fel. Problema a fost că ședința s-a terminat târziu, Consiliul Legislativ nu mai funcționa și a doua zi, asta vin eu și întreb, de ce a doua zi, timp de 6 ore, de la ora 9 până la ora 3 după amiaza, când guvernul a căzut, n-a venit nimic de la Consiliul Legislativ? Vă răspund eu, era aceea asta situație, dar să știți că ceea ce spuneți asta dumneavoastră este tot ce a apărut. Ridică o problemă foarte eu gravă. Eu nu susțin că această uzanță... Dumneavoastră acuzați pe cei de la Consiliul Legislativ nu, de fals. Nu i-au adus de nimic. Că a solicitat avizul înainte de adoptarea ordonanței de urgență. Iar ei nu au dat acest aviz decât după ce a adoptat ordonanța. Ce vreau eu să spun este că uzanța aceasta, libertate, dacă vrem să învățăm ceva, este provocată de legile care sunt necorelate între ele și că ele trebuie revăzute urgent, pentru că vor mai fi guverne, inclusiv ale dumneavoastră, în situații critice și nu vor putea să nu ia decizii. Nu vor putea. Pentru că, vedeți dumneavoastră,
inclusiv cu privire la problema aceasta a ordonanței, nu să spun lucrurile până la capăt. De ce toate guvernele simt nevoia să dea ordonanță? Toate guvernele au simțit această nevoie. Eu am fost în câteva și am văzut. Să pleacă cu bune intenții. Dom'le, nu mai dăm ordonanță. Și te trezești cu dita mai problema în față și spui, dom'le, trebuie să trimitem la Parlament. Știți câte inițiative legislative sunt pe rolul Comisiei Juridice din Camera Deputaților? Aveți, domnul președinte, cifra că eu am aici 300 și vreo 90. Da? Întârziate 270. Haideți că o duceți într-o altă zonă. Păi nu, e o zonă, e confortabil. Domnul președinte Halici, am stat și la guvern. E confortabil să stai acolo să spui... V-am ascultat, domnul ministru, haideți. V-am ascultat. Deci concluzia următoarea. Guvernul Orban n-a făcut nimic din ce n-a făcut niciun guvern anterior. Toate au procedat la fel. Din cauza uzanțelor care sunt provocate de necorelările legislative. De ce guvernele și Parlamentul n-au îndreptat aceste lucruri? Da, asta este o întrebare într-adevăr inteligentă. Și ar trebui să o facem imediat ce guvernul are capacitate. Pentru că nu se poate funcționa în secolul 21 cu provocările pe care le are un guvern în secolul 21, stând luni de zile după Parlament, care nu are nicio responsabilitate, sau lăsând lucrurile să întâmple și după aceea dând din nume. Nu trebuie să desfințăm Parlamentul, trebuie să veniți la treabă mai des, asta e tot. Și nu trebuie să desfințăm Parlamentul, ci să facem o organizare a Parlamentului care să fie funcțională, nu e la ora asta. Domnul ministru, am o respectoasă rugăminte. Nu uitați că aveți calitatea de membru al Parlamentului. Atunci când sunteți atât de critic, puteți să începeți cu autocritica. Am fost autocritic. Eu aș vrea să vă spun că nu există un precedent de 25 de ordonanțe de urgență adoptate înainte de a se solicita măcar avizul Consiliului Legislativ. Deci acest lucru este fără precedent, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă se anunță ca data alegerilor, 21 iunie, termenele fiind prescurtate la 50 de zile, faceți dumneavoastră un calcul ca să vedeți cam cât de urgent era să se adopte pe 4 februarie noaptea o ordonanță ca să reglementeze o situație pentru următoarele 4 luni. Dar o precizare din partea domnului președinte Halici. Da, mulțumesc domnule președinte. Din păcate ați distorsionat și răspunsul și întrebarea, dar în fine, nu toată lumea se pricepe la lucrurile astea. Eu totuși o să insist pe partea tehnică. În primul rând că acele 300 de ordonanțe de urgență aflate pe rolul comisiei sunt unele și până în 2005, după 2006, așa curt. Și știți foarte bine că ați avut... și Comisia Juridică și ați fost și în majoritatea parlamentară foarte mult timp în acest interval. Pe de o parte. Pe de altă parte, certați dumneavoastră Consiliul Legislativ că și-a permis să nu vină noaptea la muncă, ca unii dintre dumneavoastră, și să vă dea un aviz care el era obligatoriu înainte de a fi supus adoptării ordonanța de urgență, că așa spune legea. Dar înțeleg că legile care sunt prost făcute din punctul dumneavoastră de vedere, că asta ne-ați spus, nu trebuie respectate. E bine de știut și lucrurile astea rămân pe stenogramă. Asta ați spus, asta o să aveți. Mai mult decât atât, înțeleg că tot ceea ce dumneavoastră considerați ca și putere executivă, că se va întâmpla cu o altă putere, cea legislativă, și anume că aceasta va fi dizolvată, mie mi se pare... din punct de vedere al guvernului și a puterii executive, un abuz de putere. Un abuz de putere de interferare asupra unei alte puteri și anume aceea legislativă. Dumneavoastră știați înainte de a fi demis, odată că o să fiți demis, de aceea ați dat aceste 25 ordonanțe de urgență și Parlamentul va fi dizolvat. Este foarte interesant și mă mir că opinia publică așa și societatea civilă nu este interesată de astfel de intruziuni. Pe de o parte. Și în ultimul rând, aș vrea să precizez așa, acele ordonanțe de urgență la care faceți referire și dumneavoastră, că au fost date de toate guvernele, în 2019, și nu cred că mă înșeală memoria, au fost date vreo 72 de ordonanțe de urgență. Într-un an de zile, dumneavoastră ați dat 25 într-o noapte. Să-mi spuneți că toate guvernele, să vă comparați cu celelalte guverne, nu cred că este o comparație care o să vă ajute, cel puțin, în următoarea perioadă. Domnul președinte, solicit un drept la replică. Vă rog. Deci, nu o să stau să explic și mai pe larg, o să explic pe scurt, domnul Halici. Poate așa mă fac mai bine înțeles. Tot ce am spus eu este că aceste uzanțe
durează de 30 de ani, că ele se datorează unor proceduri greșite de adoptare a actelor normative la nivelul guvernului și că de foarte multe ori guvernele sunt împinse la ordonanțe de urgență de durata lungă a dezbaterilor parlamentare și că, în final, spun, ca parlamentar, dacă vreți, că și la nivelul Parlamentului e necesară o reformă, pentru că nu este admisibil să stăm cu teancuri de proiecte de lege în comisii până să fie adoptate. Ce să facă guvernul? Să aștepte ani de zile? Bun. Asta e tot ce am spus. Cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, senatorul Șerban Nicolae, dați-mi voie să fac și eu o precizare și să pun două întrebări. Domnul ministru, v-am spus că nu sunt de acord cu toate cele expuse în prima parte dumneavoastră, prima parte a prezentării. Unul din lucrurile pe care nu l-am înțeles și cu care nu pot să fiu de acord este acela că în ultimii ani Parlamentul s-a concentrat pe legile justiției și pe modificarea legislației penale. Dincolo de faptul că propunerile legislative făcute în Parlament, de parlamentari, nu doar de guvern, este de ordinul miilor acest număr, și n-au nicio legătură cu justiția, ceea ce arată că nu asta a fost preocuparea Parlamentului și nici a parlamentarilor, aș vrea să vă spun că dezbaterile pe legile justiției, 3 la număr, a durat un an și jumătate, dacă nu mă înșel. E adevărat, dacă stăm să socotim câte nopți au trecut în toată această perioadă, vă dați seama câte ordonanțe putea să dea guvernul Orban la 25 pe noapte, ar fi bătut toate recordurile într-un an și jumătate. De aceea n-am cum să fiu de acord cu această reluare a unor teorii false, cum că Parlamentul s-a concentrat strict pe legile justiției și pe legislația penală. Iar în materie de legislație penală, aș vrea să spun că nu cred că am adoptat ceva semnificativ în 3 ani și jumătate modificare pusă în aplicare. Deciziile ale Curții Constituționale de neconstituționalitate de care ați amintit dumneavoastră se referă la dispoziții legale intrate în vigoare înainte de această legislatură, adoptate într-o perioadă în care alții aveau decizia politică și parlamentară și poate că era bine să-și facă mea culpa. Acum, tocmai pentru că ați vorbit de Parlament, aș vrea să vă aduc aminte că în decembrie reprezentanții Ministerului Justiției au solicitat Comisiei Juridice din Senat, Cameră Decizională, amânarea pentru prima sesiune a acestui an a dezbaterilor pe ordonanțele 7 și 12, care se referă la ceea ce și dumneavoastră ați amintit puțin mai devreme, durata studiilor și a structurii de învățământ la Institutul Național Magistraturii. Deși Ministerul Justiției a solicitat acest lucru și am fost de acord că veți veni cu un punct de vedere actualizat pe această chestiune, ulterior guvernul, probabil la propunerea Ministerului Justiției, și-a asumat răspunderea pe modificări la aceste ordonanțe. Ceea ce mie mi se pare că denotă lipsă de loialitate în raporturile dintre instituții, odată ce ne solicitați să amânăm discuția, după care veniți să vă asumați răspunderea pe aceste modificări înainte de dezbaterea parlamentară, în condițiile în care și Curtea Constituțională a declarat neconstituțională această asumare de răspundere. Nu mai vorbesc de celelalte două puncte care erau deja rezolvate și pentru care puteați să nu vă mai asumați răspunderea și nici să nu faceți acea procedură relativ jenantă în care un coleg deputat sesiza acest lucru, știați foarte bine care e situația, nu trebuia să puneți un coleg deputat să facă amendamente de eliminare. De aceea aș vrea să explicați totuși, la acest moment, când încă suntem în perioada de amânare a dezbaterii pe ordonanțele 7 și 12, care este totuși viziunea Ministerului Justiției și dacă ne puteți transmite într-un timp rezonabil, pentru că nu mai puteți promova politici noi, fiind într-un guvern demis, un punct de vedere profesional, măcar să ne dăm seama cam ceea ce se dorește la nivelul Ministerului Justiției cu privire la structura și durata studiilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii. A doua chestiune privește avizele pe care le-ați amintit cu privire la numirea procurorilor de rang înalt. Eu, ca să vă spun cinstit, nu sunt foarte convins nici că procedura actuală e corectă și dumneavoastră sunteți chiar în situația să fi propus odată procuror general, o persoană care a primit aviz negativ și să retrageți altă dată un procuror, o propunere pentru procuror șef DNA care a primit aviz negativ. Deci ați fost pus în ambele situații, le-ați parcurs ambele experiențe ca ministru al justiției. Dar înțeleg, poate greșesc, că la comisia de interviu, una dintre propunerile dumneavoastră, care ulterior a primit și aviz negativ, a avut aviz negativ încă de la comisia de intervievare. Nu știu dacă e adevărat sau nu, aș vrea să clarificați această chestiune. Și eu aș spune că, din punctul meu de vedere,
noi am politizat prea mult discuția legată de politizarea justiției. Aș vrea să fiți toți de acord cu mine, poate și dumneavoastră, măcar din curtoazie profesională, să fiți de acord cu mine, că nu există imixtiunea politicului în justiție alta decât cea care s-a făcut prin intermediul numirilor la șefii marilor parchete. Eu nu mi-aduc aminte să cunosc vreun caz prin care vreun deputat, un senator, un ministru, un președinte de Consiliul Județean, un prefect, orice alt demnitar din sfera civilă să fie exercitat imixtiuni sau presiuni asupra actului de justiție. Știu însă un președinte al României care a cerut urgentarea unor investigații, un alt președinte care a cerut soluții în anumite dosare. Dacă vreți, vă dau și nume și cazuri, deși ar fi redundant, pentru că le cunoașteți la fel de bine ca mine. Se referă la ultimii doi șefi de stat ai României. Vă rog. Întâi, cu privire la precizare, domnule președinte, eu n-am spus că am făcut, sau Parlamentul a făcut rău că a discutat despre legi. Am spus și dați-mi voie să reiau pasajele, două fraze, ca să fie limpede. Citez, în ultimii ani, legislativul și executivul s-au concentrat pe legile de justiție și codurile penale. E adevărat. Desigur, acestea trebuie aduse la zi, după cum am arătat. Însă, cred că, cel puțin în egală măsură, trebuie să ne concentrăm pe logistică și pe pregătirea profesională a magistraților și grefierilor. Ce vreau să spun, am chiar citat, ce vreau să spun este că trebuie să avem totul în vedere și că nu simplu demers laborios de a adopta legi pentru justiție rezolvă lucrurile. Multe probleme vin nu din legi, vin din faptul că n-au tot ce le trebuie acolo, din punct de vedere logistic. 2. M-ați întrebat despre INM. De fapt, asta era întrebarea. Păi, domnul președinte, haideți din nou să punem cărțile pe față și să vorbim ca să vedem unde ajungem. Noi am avut o discuție în decembrie, într-adevăr, și am spus, da, aș vrea, cred eu că ar fi bine, ca să se amâne una, două, trei măsuri. Le știm pare. Pensionarea... Nu la discuția mă referam, domnule președinte. Dar e legată, domnul președinte. Mă referam la, păi, explic la de ce am procedat, doamnei secretar de stat în comisie. Făcută în comisie, în prezența reprezentanților CSM. Da. Pentru că, nu aveam pe masă adresă de la CSM, adresă de la INM și raportul de țară, care toate spuneau, amânați-le asta, asta, asta. Și am avut o discuție, mi-ați spus, pe astea două sigur le amânăm, pe a treia, nu știu, mai avem niște chestiuni de reglat între noi, vom vedea, te anunțăm. Bun, asta în final n-ați mai amânat-o pe cea de-a treia, am văzut acest lucru, da? Ce era să fac? Să stau iară să mă uit la adresa CSM, la INM, la raportul de țară care îmi spunea amânați încă un an, ordonanța chiar a vechiului guvern era în sensul acesta. Chiar vechiul guvern, ordonanța ministrului dumneavoastră, asta propunea, amânare. Și am spus, hai să facem amânare ca să vedem ce se întâmplă. Și acum vin la întrebarea noastră, ce se întâmplă, domnule? Păi, domnul președinte, legea spunea așa, 2 ani. Dumneavoastră ați venit cu o propunere de reformă, 4. Respectiv domnul senator Cazanciuc, pe care îl sprijiniți. Păi nu eu trebuie să vin să arăt ce vreau și de ce. De asta spun că trebuie să avem un studiu de impact când se propune o schimbare. Hai să vedem de ce. Poate o idee bună, nu știu. Dar am zis să avem timp un an de zile să o discutăm. E suficient personal? Instituțiile celelalte pot coopera pentru că se propun stagii în alte profesii. Au răspuns, au oameni disponibil, că s-ar putea să mergem pentru stagii în avocatură și să ne spună, domnule, plecați de aici că nu avem timp de voi. Asta e tot ce am spus și de-aia am propus în continuare amânare. Dacă acceptați această noastră parlamentul, această poziție de a amâna un an de zile, timp în care s-ar putea să ajungem la propunerea colegului nostru Cazanciuc să-l facem 4 ani. Nu? E în regulă. Dacă nu acceptați această amânare, am spus, pe baza discuției pe care le-am avut, inclusiv cu domnul senator, cu membrii CSM, cu reprezentanții INM, măcar 3 ani, adică nu 4 ani. 4 ani e cam mult. Asta e poziția ministerului. Eu sunt de acord, dar nu despre asta v-am întrebat. Și dacă vreți să clarificăm, haideți să spun eu care era a treia. N-am era înțeles, vorba de desfințarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. V-am și spus că aici punctul nostru de vedere este cât se poate de ferm și că ne pronunțăm împotriva desfințării acestei secții. Da. Lucru care s-a concretizat prin vot. Legătura cu propunerea domnului Cazanciuc este la acest moment superfluă, pentru că avem în lege un stagiu de pregătire de 4 ani cu stagii de practică profesională, în așa fel încât magistrații
judecători sau procurori, să aibă un tablou complet asupra profesiilor de impact juridic, asupra celor care au legătură cu sistemul judiciar din România, să aibă cunoștință și de activitatea avocaților, și de activitatea notarilor, și de activitatea din penitenciare, în sprijinul justițiabilor, pentru că aș vrea să fac o precizare. Dacă observați din tot discursul dumneavoastră, și puteți să-l recitiți dacă vor colegii, lipsește justițiabilul. Dați impresia că toate aceste legi se fac pentru judecători și procurori și eventual pentru politicieni. Justițiabilul nu apare acolo. Când vorbiți de acea secție, gândiți-vă la cei care sunt judecați de judecători sau procurori care ar putea face obiectul unor investigații, fie într-un birou ascuns la DNA, fie într-un serviciu transparent în cadrul parchetului general. Pentru că încrederea în justiție are o componentă bazată pe independența actului de justiție, dar are și o componentă bazată pe faptul că sunt măsuri de precauție, în așa fel încât abuzurile să nu se comită din diverse influențe. Și, din păcate, asta sesizează și asociațiile magistraților, o parte din ei poate nesemnificativă, dar totuși conduse de persoane cu greutate și cu o vechime profesională respectabilă, că niciodată în rapoartele MCV nu s-au scos în evidență abuzurile, disfuncțiile din sistemul judiciar din România și mai ales situațiile în care s-au efectuat anchete, s-au dispus arestări preventive, iar ulterior s-au dispus achitări pe motiv că fapta nu există. Fapta nu există, ca avocat știți foarte bine, ca și mine, ca toți cei care lucrează în sistem, nu a existat nici la momentul arestării persoanei respective. Iar la bilanțurile DNA, de-aia mi-am permis să fac o glumă, că nici pișcoturile făcute, că așa se făceau bilanțul la DNA, cu ambasade și cu pișcoturi. Nici pișcoturile nu erau digerabile, nu se vorbea de număr de persoane, ci se vorbea de dosare, în așa fel încât statisticile să iasă bine. Dar la un dosar unde erau 20-30 de persoane cercetate și ulterior achitate, în statisticile DNA era un singur dosar cu achitare. De-aia vă spun că, din punctul meu de vedere, eu v-aș fi propus ca aceste amânări să se termine și mai ales atunci când un secretar de stat, pe baza discuției pe care noi doi am avut-o și mă feresc să o fac public, de amânare a soluționării ordonanțelor 7 și 12 date de guvernul PSD, nu pot să spun că am fost foarte fericit cu această amânare, le-am amânat, dar ulterior ați venit cu angajarea răspunderii. Dacă legea ar fi trecut, amânarea pe care Ministerul Justiției a solicitat-o era inutilă. Legea veche propunea 2 ani stagiu la INM, pregătire la INM, noi am propus 4 ani și din perspectiva vârstei la care o persoană ajunge să judece alți cetățeni. Sunt țări în care nu poți fi judecător mai devreme de 30 de ani. La noi poți ajunge judecător sau procuror la 23 de ani, stagiar, la 25 de ani, definitiv, și asta, din punctul meu de vedere, ridică unele semne legate de credibilitatea actului de justiție. Asta era tot ceea ce v-am propus. Alminte, dezbaterile sunt transparente, puteți oricând să veniți cu propuneri, cu 3 ani, cum am convenit, sau mă rog, cum am spus că am putea să luăm în discuție, cu refacerea sistemului de școlarizare la INM și a stagiilor de practică, nu aveam niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Mi s-a părut, cel puțin mie, neloial ca să se solicite o amânare, iar după aia să se vină cu angajarea răspunderii. Bun, dacă nu mai sunt alte întrebări, alte observații, domnul Moga, domnul senator Moga. Domnul președinte, pe procedură. Eu cred că această audiere s-a discutat cam toate problemele. Vă propun sistarea discuțiilor, să trecem la vot. Mulțumesc, asta vreau să vă propun. Stimați colegi, avem o solicitare. Domnul Cătălin Marian Predoiu a fost desemnat candidat la funcția de ministru al justiției. Comisiile reunite astăzi avizează consultativ această solicitare. De aceea vă propun să votăm. Întrucât se solicită un aviz favorabil, am să pun la vot această opțiune. Cine este pentru un aviz favorabil în ceea ce este pe domnul Predoiu, am rugămintea să se numere și am rugămintea ca parlamentarii care nu au reușit să găsească loc la masă să se facă vizibil. Încă o dată, vă rog, cei care doresc să voteze. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 acolo. 26. Bun, 26 de voturi pentru.
Eu v-am zis, domnul ministru, că cei care vă critică aspru, dar sever, vorba lui Bacalbașa, scriitorul, vă vor vota pentru. Bun, cine este pentru vot negativ, aviz nefavorabil, vă rog să votați și vă rog de asemenea colegii să numere. Ține de cuvânt, nu ca orba. Ce vă te-ai așezat numai numere? 27. 37 de voturi împotrivă. Dacă sunt abțineri, m-am înșelat, unii din cei care v-au criticat s-au abținut. Îmi cer scuze. Domnul Groseanu. 10 abțineri. Bun. Rezultatul votului cu 37 de voturi împotrivă, 10 abțineri și doar 26 de voturi pentru avizul este negativ. Vă mulțumesc tuturor, închidem ședința comună. Mulțumesc!